Deci am fost cu toții de acord să schimbăm ordinea de zi, să băgăm bugetul în taică, da, pentru că sunt părinții, da? Și să dăm citirii la procesul verbal de la ședința anterioară, domn primar. Cu aprobarea bugetului primul proiectul ordinea de zi, da? Bun, procesul verbal de la ședința anterioară. Încheiată azi 30.01.20.20, ședința ordinară a Consiliului Local Palava, Consiliul Prezidenț 13 din 13. Domnul primar a dat citire procesului verbal la ședinței anterioare, care a fost adoptat cu 12 voturi și o abținere a domnului Sudit Petru. Domnul Luca Ovidiu, președintele de ședință, a supus la vot ordinea de zi, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Și anume, proiectul numărul 1, aprobarea organizației de țele școlare, organizării de țele școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, de pe raza Comunei Varavă, Județul Bacău, inițiază primar de Costel. Proiectul numărul 2, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Varavă, Județul Bacău, inițiază primar de Costel. Proiectul numărul 3, stabilirea salariilor lunare de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul OAT Varavă, Județul Bacău, inițiază primar de Costel. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Palava. Domnii consilieri au discutat despre implicarea Consiliului Local în vederea unei bune desfășurări a activității școlare și s-au concluzionat că este necesară o mai bună administrare din partea conducerii școlii. Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru și o abținere a domnului Filipașa Maricel. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Palava de Zubacău. Domnul președinte de ședință, domnul primar, domnul consilier Bob Valentin, au dat citire unor diverse fragmente de regulament pentru mai bună cunoaștere a prevederilor acesteia. Domnul președinte de ședință a ținut să subliniez că acest regulament este tocmit în baza noului cod administrativ și că prevederile lui sunt strictă interpretare în sensul că nu pot comporta modificări. Proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind înființarea și organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru stații de urgență de tip B2 prin reorganizare serviciului de categorie 1 al Comunei Parava de Țărată. Domnul Ființă Marius Atală Mureș, cu privire la acest proiect de hotărâre. Domnul primar a dat citire privind stabilirea salariilor lunare de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul OAT Parava de Țărată. Domnul Filipașa Marcel a întrebat care este oportunitatea votului Consiliului Local cu privire la salariile în condițiile în care majorarea cuantumului salariului minim pe economie impune acest lucru. Domnul Bobov Valentin a răspuns că acest atribut revine Consiliului Local în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. Domnul Fișcu Florin a întrebat care sunt sporurile de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul AT Parava. Domnul Dinință Marius a răspuns care sunt aceste sporuri și a specificat că acordarea lor se face doar în temeiul legislației aflate în vigoare în acest moment. Sporul de noapte, sporul de condiții vătămătoare, sporul de 10% pentru persoane desemnate să efectueze control financiar preventiv și persoane cu responsabilități în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcție, respectiv persoane autorizate să efectueze operațiuni în registru electoral vor avea salariul lunar de bază de 12,5%. Fără a depăși indemnizația viceprimarului. Domnul Bobov a redit consideră că este necesară, înainte de acordarea acestor sporuri, prezentarea către Consiliul Local a unor rapoarte de activitate și evaluarea activității persoanelor care beneficiază de aceste sporuri. La această opinie au echisat majoritatea Consiliului Local, care au ținut să precizeze că nu sunt împotrivă să se acorde aceste sporuri, dar că datoriau fondurilor mici și este de datoria lor să verifice dacă persoanele care beneficiază de aceste sporuri și îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile de serviciu și că în urma activității prestate sunt îndreptățite să primească aceste sporuri. Propunerea domnului Bobov Valentin a fost supusă votului. Aceasta a fost adoptată cu 12 voturi pentru și o abținere a domnului Blaga Daniel. Proiectul a fost votat în unanimitate de voturi, urmând ca într-o ședință viitoare să fie prezentate raportul de activitate și evaluări și în baza acestora să fie adoptate sporurile privind controlul financiar preventiv, sporul de urbanism și sporul privind persoanele ce operează registrul electoral. S-a trecut la capitolul de lege. Domnul primar a adus la cunoștință Consiliul Local că în următoarea săptămână se va afla în concediu de odihnă. Domnul Filipașa Marcel reintră cu rugămintea de a se comunica cine se ocupă de pagina oficială de Facebook a primăriei. Domnul Niță Marius a replicat că nu există o pagină oficială de Facebook al Comunei. Domnul primar a promis că se va ocupa de acest aspect pentru a organiza o pagină oficială a Comunei pe Facebook la care să aibă acces toată lumea.
Domnul Bucă, Ovidiu Ștrifașa Marcela, a ținut să prezideze că taxa pentru gunoi nu s-a dublat ca în funcție de buget să ia în considerare instituirea unei subvenții pentru această taxă. Domnul Cipotaru Constantin a întrebat dacă din taxa de sănătate de gunoi rămân bani și în fondul șumării. Domnul Cipotar a expus această posibilitate, întrucât fondurile sunt insuficiente. Domnul Panainte Ion a întrebat în ce măsură se poate continua proiectul de realizare a canalizării pentru satul Doia. Domnul Clară spune că deocamdată este necesar să se aștepte o nouă sursă de finanțare. Domnul Chimiu Ioan, viceprimarul comunei, a dorit să facă precizări și privire la raportul solicitat în legătură cu situația serviciului de apă, în sensul că aceste informații pot fi solicitate direct funcționarului din cadrul primăriei. Domnul Bobov Arendin a ridicat că această solicitare este necesară să se realizeze de către domnul viceprimar în calitate de coordonator al serviciului. Domnul viceprimar a solicitat consilierul local că atunci când le solicită să se prezinte la recepție de lucrurilor efectuate. Domnul Bucă, Ovidiu a dat citire unei solicitări scrise din care a cerut un raport detaliat cu privire la situația financiară a serviciului de apă. Domnul Urmar a dorit să facă prezentări cu privire la situația efectuării lucrurilor de cadastru sistematic. Domnul Blaga Danelă a ridicat problema a două străzi care necesită parasare. Vă cerut voie de la tehnică, de ședințe. Domnul primar a răspuns că s-a realizat parastare în măsură în care utilajele au avut accesul permis. Totodată a ridicat problema unui cetățean ce nu respectă normele de circulație cu privire la tractoarele pe drumurile publice, în sensul că acesta pătrunde pe drumurile publice cu utilaje pline de noroi. Domnul Delibașa Marcel a întrebat dacă a fost achiziționat generatorul pentru situații de urgență și la ce preț. Domnul primar a răspuns că s-a achiziționat la prețul de 28.000 lei. Domnul președinte ședință a mulțumit pentru participare. Dacă aveți obiecții la... Are cineva obiecții? Chiar aici, la final, parcă era vorba că a fost 29, nu știu cât, mile, 30.000. Mai puțin. De domnul Tiribas. Poate alegi la cunoștință. Ultimile 30.000. Am spus, era vorba că a fost alocați, 30.000. A fost 28.000. Dar și-o cam așa 29.000. Să-i facem... După perioare de la... Da, așa, v-am arătem la că... Supun la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Așa, domnul primar, ai cuvântul la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2021-2023 al Comunei Parvaș de Subacău. Da, la trei direcții de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2021-2023 al Comunei Parvaș de Subacău. Luat cu cătușe? Da. De. Pentru etate, scuzați. Bun. Da, clar. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere adresa Consiliului Județean Bacău, numărul 2354 din 0702-2020, adresa ANAP, numărul 77 din 10.01-2020, adresa numărul 83 din 15.01-2020, emisă de către ANAP, prevede legii numărul 5 din 2020, privind bugetul de stat pentru anul 2020, prevederile legii numărul 273 din 2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Raportul compartimentului de specialitate numărul 357 din 12.02.2020, referatul de aprobare a primarului Comunii Parava, avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Parava. Și în temeiul dispozițiilor articolul 36 alineatul 2 litera B, raportat la alineatul 4 litera A, articolul 45 alineatul 2 litera A, articolul 48 alineatul 2 litera I, articolul 115 alineatul 1 litera B, din legea administrației publice locale numărul 215-2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propune articolul 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunii Parava, județul Bacău, pe anul 2020, în conformitate cu anexa numărul 1. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2020 cu finanțare parțială și integrală de la bugetul local SUSA pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 2. Articolul 3. Se aprobă estimările privind secțiunea de funcționare pentru anii 2021-2023, conform anexei 3. Articolul 4. Se aprobă estimările privind secțiunea de dezvoltare pentru anii 2021-2023, conform anexei 4. Articolul 5. Anexe 1, 2, 3 și 4 fac parte din prezenta hotărâre.
Articolul 6 conduce la îndeplinirea prezentei hotărâri, se desemnează primarul comunei Paraba prin aparatul de specialitate. Articolul 7, prezenta hotărâri va fi comunicată. Instituție proiectul județul Bacău, primarul comunei Paraba, compartimentul de specialitate. Aveți bugetele în față, da? Da. Bun. Anexa numărul 1 la prezenta hotărâri. La partea de venituri, suma de 4.802,93 lei, din care potete parcate din impozitul pe venit, capitolul 040201, cu suma de 215.000 lei. Sume alocate pentru echilibrare, capitolul 040204, suma 428.000 lei. Sumele partizate din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean, 7,5% din impozitul pe venit, capitolul 040205, suma de 370.000 lei. Sume debarcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, capitolul 11.0202, cu suma de 687.000 lei. Sume debarcate din TVA pentru drumuri comunale, capitolul 11.0205, suma de 209.000 lei. Sume debarcate pentru echilibrarea bugetelor locale, capitolul 11.0206, cu suma de 2.115.000 lei. Ajutor încălzirii subvenții, capitolul 420234, suma 20.000 lei. Venituri proprii, 411.000 lei. Taxe speciale, suma de 250.000 lei. Vățământe de secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, suma de 625.000 lei. Vățământe din secțiunea de funcționare, suma de 625.000 lei. Sume primite de la Fondul Social European, suma de 67,93.000 lei. Domnice, e bine să participe și doamneșoara contabilă. Da, și ședință, nu? Sau dar mai am o notă, dar nu mai chem. Dacă e cazul, nu mai chem. La partea de cheltuieli, pentru secțiunea funcționare, suma de 4.802,93.000 lei, din care? Aici, dar trebuie să trecem direct la capitolul 67, având în vedere că... Nu, lasă-mi. Dacă mai e un pic, durează. 51.02, da? Administrație publică, suma de 1.875,90.000 lei, din care 51.02.10, cheltuieli de personal, suma de 1.516, da? Da. Cheltuieli materiale, suma de 359,90.000 lei, din care furnituri de birou, suma de 5.000 lei pentru până de desfășurare a activității, dosare, fie fixuri, plicuri, folii, etc. Materiale pentru curățenie, suma de 1.000 lei. Iluminat, încălzit, forță motrică, 1.000 lei. Apă canal salubritate, suma 7.000 lei. Carburant cu brevianță, 55.000 lei. Piesă de schimb, 2,90.000 lei. Poștă, telefon, internet, 20.000 lei. Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, suma de 40.000 lei. Alte bunuri și servicii, întreținere și funcționare, suma de 40.000 lei. Reparații curente, suma 2.000 lei. Obiecte de inventar, 3.000 lei. Deplasări, 4.000 lei. Cărți publicații, 10.000 lei. Consultanță și expertiză, 45.000 lei. Pregătire profesională, 10.000 lei. Protecția muncii, 3.000 lei. Prime de asigurare, 30.000 lei. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 73.000 lei. Transferul între instituții pentru persoane instituționalizată, 120.000 lei. Capitolul 6102, protecție civilă și siguranță națională. Cheltuieli materiale, 77.000 lei, din care asigurare viață voluntar, 5.000 lei. Carburant, 40.000 lei. Asigurări, RCA, casco, cu 2 excavatori, 4.000 lei. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 5.000 lei. Abonament internet, 23.000 lei. Capitolul 6502, învățământ, suma 196.000 lei, din care 6502-20, cheltuieli materiale, suma de 182.000 lei, din care din TVA sumă 140.000 lei, din venit de la buget local sumă de 42.000 lei. Capitolul 6502-20, cheltuieli materiale, sumă 167.000 lei, din care din TVA sumă 140.000 lei, după cum urmează. Furnituri de birou, 3.000. Materiale pentru curățenie, 6.000. Iluminat, încălzit, forță motrică, 65.000 lei. Apă, canal, salubritate, 10.000 lei. Carburant cu brevianță, suma 16.000 lei. Poștă, telefon, internet, 7.000 lei. PSD schimb, 5.000 lei. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 26.000 lei. Pregătire profesională, 2.000 lei. Din care, pentru gimnazial, suma de 23.000 lei. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, suma 21.000 lei. Pregătire profesională, 2.000 lei. Pentru învățământul primar, suma 96.000 lei, din care materiale pentru curățenie, 6.000 lei. Iluminată, încălzit, forță motrică, 60.000 lei.
apă canalță orbitar de 9.000 lei, carburantul de referent suma 16.000 lei, piese de timp suma de 5.000 lei. Pentru învățământul preșcolar suma 21.000 lei, din care furnituri de birou 3.000, iluminat în cărți forță motrică 5.000, apă canal salubritate 1.000, poștă, telefon, internet 7.000. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 5.000. Din venitul de buget local cheltuieli materiale suma de 42.000 lei, din care protecția muncii 2.000, transport, navetă, cale didactice suma 25.000, burse 15.000. Capitolul 65.02.57, drepturi copii CES 4.000. Capitolul 65.02.50, tichete sociale pentru grădiniță, suma 10.000. Capitolul 67.02, cultură, suma 121.010.000 lei, din care 67.02.10, cheltuieli de personal, 59.000.10, cheltuieli materiale, suma 2.000 lei, alte servicii culturale, suma 25.000 lei, reprezentând 20.000 lei ziua comunei și 5.000 Moș Crăciun. Capitolul 67.02.59, susține culte, suma de 35.000 lei, din care 15.000 parochia Palava, 15.000 parochia Drăgușani, 5.000 parochia Rădoaia. Bun, aici propun să ne oprim un pic ca să rezolvăm cu părinții, ca să dăm și primul numai... Și eu vreau să mă opresc. Eu văzând cifre de la buget, după discuția avută la președintele Consiliului Județean în ce privește sumele ce ne vor fi acordate pe total buget, am gândit ca fiecare biserică să o ajutăm cu de 5.000 lei. Da? Ținând cont că la Drăgușani sunt două biserici plus schidul la mănăstire, la Parava sunt două biserici plus pe Iușu și părintele la Rădoaia. Da. Acum, dacă între domniile voastre aveți vreo intenție de a unul să vrea mai mult și cedează cineva în favoarea altcuiva, pentru noi nu e o problemă, dar putem face mențiunea în afară de ce o stabil Comisia de Finanță. Asta vreau. Deci, duminică, comisiile, noi ne-am întâlnit pe ședința pe comisii și am mai, comisii. Am mai intervenit toate comisiile. Toate. Deci, toate comisiile și au mai intervenit unele modificări. Și anume, de la capitolul 6102, de la carburanți, 40.000 de lei erau prevăți, am diminuat cu 5.000 de lei și am dus la biserica de la Teiuș. De la zilele... Pe lângă 5 care... Deci am suplimentat. Da. De la zilele comunei Parava am diminuat cu 10.000 și i-am redicționat la parohia Drăgușani. Pentru... Da. Am înțeles că părintele acolo, și am discutat noi de anul trecut, nu? Dumneavoastră vreți să aveți acolo, vreți să aveți în vedere să construiți o casă praznicală cu... Mi-a avut în vedere, început? Început, da. V-am suplimentat cu 10.000 de lei. Deci aveți 25. Așa lasă. Păi nu, sunt, dar 5.000 se duc la mănăstirii. Nu, e 15.000. Mănăstire, mănăstire, da. Păi 20.000 rămân acolo, nu? Nu 20.000. Deci 15 cu 10 nu vin 25. 25 pleacă la mănăstirii, dar nu 20.000. Dar nu 20.000 la Drăgușani. Da, 20.000 rămân, da. 15 rămân. Da, 20. 20, 20 rămân. 5 Rădoaia, 5 mănăstirii, 5 Drăgușani. Ilic, tot ce stai? La Drăgușani nu e 10, 15. De unde 20? Măi, că nu am 20.000, lasă. Păi, nu știu matematic. Da, așa e. Așa este. Dar nu așa am convenit. Da, da, domnule, 20.000 pentru casa praznicală, da, la Drăgușani. 50.000 la mănăstire. Așa da. Am președinte. 50.000 la Drăgușani, 50.000 la Teiuș, 15.000 la Parava, da? Da. 50.000. Da. Deci, ați diminuat cu, de la 6102 și ați dus la biserică la Teiuș cu 5.000. Așa. 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 5.000 la mănăstiri. Hai să ne facem, da? 5.000 erau de asta mănăstiri. Erau de asta. Cât la mănăstire? 5.000. Așa. După aia. Dar avem procesul de valoare, nu știu, și acum. Și 10.000 de la zilele comunii. 5.000 de lei. Ca să nu vă complicați, sunt 5.000 de lei. Dar nu știu că sunt 7 și toate cu tot cu aia de fără. Nu. Pentru că am stat 5.000 sau mai sunt 5.000 de lei. Eu am spus, dar Drăgușani e un țeță, domnul președinte, să rămână 2.500 de lei. 25.000 de lei. Dar aia ce n-ai țeță, erau 5.000 la schid. 25.000 de lei, am zis să rămână 2.500. E bine așa. O să rămână 2.000. Dar poate bine, la Parava era bine 15.000 de lei. Atât, 15.000. Nu, 20.000 la Parava. 15 prevăzuți în proiect și plus 5.000 de lei. Plus 5.000 de lei. Nu,
Nu. Dar cum? Nu am zis că rămân 25.000 de lei. Așa am spus eu, domnul președinte. Așa au fost discuția. Așa au fost discuția efectivă de ieri, că la Brâncea rămân 25.000 de lei. Nu? Da, ai spus că... Am spus că la Brâncea de țere se ajutăm pentru că... Cu 5 care rămân sau 10. Construcția și... Păi n-a spus că are nevoie de bani. La Buldor duce la... Am zis 10. Mănăstirii, nu? La Buldor, n-ai zis că luați carburantul ăla care oricum... Păi eu la 5.000. Exact. Dar noi nu știam de duși la, la mănăstire. Că erau duși deja. A trebuit și acum. Păi și am zis că lăsăm așa. Atunci lăsăm așa. 25.000 rămân de la Drăgușani. Și rămân 5.000 de la duși la... 5.000 de la carburant te duce la mănăstire, la schimb. Și paraba rămâne cu 5.000. Așa am stabilit-o ei. Vă zic că dăm și la... Adică 10.000 și 5.000. La paraba se referă dumnealui la 15.000. Deci ăștia 5.000. Cu tot cu teiușul. Da, da, cu teiușul. Rămân la paraba. Da. Păi... Atunci rămâne așa, da. Și referitor la ăstea 5.000, cine eu mai aici? Păi le-am zis că dăm 5.000 la tine? Domnule primar. Îi dăm din ăștia 10.000. Ascultați-mă ceva. 5.000 la parava. Referitor la ăstea 5.000 care sunt alocați pentru parava, aici includem și teiușul, dar sunt mai încurcăm iară facturile. Teiușul separat cu factură, procese verbale, sunt parava separat. Deci rămân ăștia 15.000 pentru parava, iar la cheltuieli... La Drăgușan are 25.000. Preotul nostru, da. Păi având în vedere că parohiile... Dar părinte, nu te gândi. Ce părinte? Da, părinte, am aceeași parohie, aceeași parohie, același părinte, da. Și părintele dirigează banii. Dar dirijarea se face sau noi cu o formă care vine exact, la primărie, exact. E stipulat acolo biserica. Da. Deci cum folosești tu ți-aia 15.000 la teiuș sau la asta cum stabilești dânsii? Cum stabilești și consiliul parohial? Posibil ca la teiuș să trebuiască 7.000 de lei. Ei, are de unde să ia, că a spus mai că noi, băi, am cheltuit 5.000 și mai ideea. Noi ce am vrea, noi consiliul local, am vrea să dea și la teiuș. Să nu mai încurcăm procesul verbal. Teiușul separat, parava separat. Noi am dat prin parohii. De asta, dacă ați fost atenți la mine, am spus Drăgușanu, parava, atât și am și menționat bisericii. Așa au fost, da. Ei, noi am spus, da, trebuie pentru fiecare biserică. Că avem două biserici. Da. La Sfântul Nicolae, care e în sătul acolo, în capul. Da, da, da. Și Sfinții Voievozi, Drăgușan, de același cui, de aceeași persoană. Da, 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 da. Anul trecut, pe care pe această cargă vă mulțumesc pentru ajutor, că și acolo desfășurăm un mic proiect. Sunteți prin asta, Dumnezeu să terminăm, am găsat. Adică eu până în Paște vreau să termin acolo, tot așa o mică casă praznicală, banii care au fost către Drăgușani, către Biserica Drăgușani, Sfinților Cui 1025351, așa, i-am folosit stic la schit. Acum, proiectul în vigoare, care l-am făcut, avem proiect pentru casă praznicală și demisol cu casă mortuară, la standarde europene, tot studiul de fezabilitate, absolut tot. Așa? Acum vrem să-l implementăm. N-am făcut până acum o cerere oficială către, pentru a începe proiectul. De ce? Pentru a evita, din experiența din 2016 cu sfințirea la biserică, prin ghilimele, mustrarea curții de conturi, vreau să-mi fac dosarul, să fiu bine pregătit. Am înaintat către înaltul, trebuie binecuvântare, la protoirie, niște acte și acum dosarul este în curs de pregătire. Când am dosărelul, vin și cu cererea oficială a dumneavoastră. Bine, asta sper să o definitivez săptămâna viitoare. Săptămâna asta îmi vin binecuvântările, îmi vin asta, dar săptămâna viitoare să vin cu dosărelul, cu cererea oficială, înregistrată și de atunci o să vă bări la capul. Atunci, în concluzie să știți, deci 15.000 parohia Parava, exact. 25.000 parohia Drăgușan, 5.000 mănăstirea, 5.000 la Rădoaia. Rădoaia. Da? Da. Ca să... Deci e clar treaba, deci nu mai sunt. Mai sunt de lămurit? Nu. Deci la 6-7 votați tot așa cum ați votat de sub puncte? Mi-am la Drăgușan. Nu. Noi votăm tot bugetul, dar avem amendamente care să... Avem procesul, nu procesul. Am lucrat la el și al altul, nu trebuie să votăm pe tot. Fără amendamente. Dar câteodată lumea e mulțumită și eu salut. Deci, domnilor părinți, mai aveți cu sunt părinții Cristinel Veran și de la Mânăstirea Rădoaia. Ce plăcere. Din aprilie 2019, cu ajutorul Dumnezeu, vă mulțumesc pentru acest ajutor. E foarte bine venit. Și noi acolo vrem să ridicăm o capelă, o clopotniță, ca să mutăm clopotul din tur la biserică, produce vibrații și strică pictura care abia s-a făcut. Și peretrii care-i vecin cu clopotnița, cu turla, deja se văd în biserică, se văd fisuri. Și luăm clopotul, îl mutăm în clopotniță și la parter o să facem o capelă mortuară că se va cere, prin lege. Da, foarte bine. Și asta, mai avem o factură de 7.000 de lei de la părintele Gelu, pe care am primit-o când am luat evidența. Deci avem o factură de 7.000 plus 5.000 acum.
cu ajutorul Dumnezeu și cât mai strânge. Dar factura aia de 7.000 n-am luat materiale, fiindcă n-am început. A, dar e achitată. Luam. E achitată. Da. E achitată, ia da. Dar eu spun, recapturez, nu, recapturez puțin ca să fie o legătură între mine și părintele. Aveți materiale în custodie la furnizor. Exact. Perfect, dar mai aveți acum. Dosarul este făcut. Am fost la domnul primar, am fost la domnul Țibordei, toate avizile le iau astăzi de la mediu, de la E.ON. Proiectul este făcut, după aia tot așa binecuvântare de la Înalt Preasfințitul ca să începem construcția și dosarul. Da, acolo v-am spus marea problemă care da. A fost. Da. Terenul este acolo fie drăbușat. S-a făcut... Iau chirii. Domnul domnul inginer de cadastru, Dumitru Chifani, da. S-a dus la Bacău, la cadastru, tot și acum apare parohia Rădoaia. Da? Da. Deci voi avea făcut modificare în cartea bunceală? Exact. Tot. Bun, deci nu puteam să fac nimic dacă nu era păi, totul în Rădoaia. Știu, și tocmai de asta s-a modificat din nou tot, ca să fie parohia Rădoaia. La cadastru, la Bacă. Deci am luat totul așa, pas cu pas și cu ajutorul Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet. Da. Da. Deci, domnilor, puteți să stați, dacă vreți să stați, cea mai mare plăcere. Putem mai aș avea. Da, și pentru casa praznicală trebuie să facem electrificarea. Deci în banii ăștia va intra și electrificarea care o facem. Adică să tragem curent, nu avem. Deci în casa praznicală nu e niciun bec, nu e nimic. Drag, o fac eu mai... Domnul Viorel o să mai ajute, domnul drag. Am vrut să menționez acest lucru. La materiale mai încerc să ajutăm. Și m-am întrebare. Îmi cer scuze că vă mai țin un minut. Drumul, știți cumva, care face legătura cu Rădoaia de la Dumbrava, se va începe cumva proiectul? Pe ce ne-ați întrebat? Domn primar, în primul rând, și consiliul, în primul rând, primar. Ideea să cer mai măsură să răspund, pe 9 martie se deschid ofertele pentru lucrare de execuție. Licitație. Da. Mă spune la licitație. E scos? Deja e scos. Scos pe 9 se deschid ofertele. Sunt prins bani în bugetul specialității? Dacă dă Dumnezeu și nu o să fie contestații și procedurile o să meargă repede, probabil că, nu știu, april, mai s-ar putea să apreci de execuție. Da, da. În timp ce se lucrează, vezi, merge pe la schimb, acolo în pădure, că drumul deja e în lucru. Asta e... Nu. Lucrările vor începe de la... De la Dumbrava. De la Dumbrava. Către Rădoaia și apoi Parava, pentru că așa e normal să înceapă, nu pui asfaltul cu cald aici și te duci cu mașina de 40 de tone pe el ca să-l ofri, odată și în al doilea rând, segmentul Parava-Drăgușani s-ar putea să implice ceva de expropieri pe zona pădurii particulare. Și atunci ei se apucă de lucru acolo, ca între timp atribuțiile mele sau ale Consiliului Județean, depinde care și cum vor fi încărțite, să ne ocupăm de aceste expropieri, dacă va fi cazul. Da. Drumul nu se doare doar un covor asfaltic, o să aibă multe lucrări. Șansul ziduri de sprijin și... Ceva serios. Da. E groacă. Bun. Deci... Da, bun. Cunoaștem cu toți acolo la biserică la Drăgușani, cimitirul, în deal, nu știu cum. Acum vă pun așa spre rumegare pentru celelalte ședințe de Consiliu și pun întrebarea direct. Dacă se poate trece din fondul public cimitirul pentru biserică? Pentru că trebuie stabilite niște reguli. Eu sunt deja într-un proces pentru 13 cm. 13 cm. Erați de bumătrii, eram acolo. Acum deja începe alt rând. Acum s-o mai trăiesc. Deci am trei persoane, trei focare așa, și până la urmă nimeni nu-i vinovat. Acolo a fost o alunecare de teren, s-au amestecat care mai de care, au venit, nu părinte, că am fost acolo, nu se percep taxe, nu luăm taxe, că suntem la țară, trebuie să ne înțelegem, trebuie să nu știu ce. Ei, acolo dacă așa e terenul ăla respectiv și acum am văzut iar din de sus, încep iar să fac striul. Deci, cumva, în maxim 10 ani iar să produc niște chestii pe acolo, pe pământ. Și trebuie să fac niște reguli. Nici eu nu pot să le impun, bine, Consiliul Parohial, cât se poate. Bă, atâta e dimensiunea normală, ok. Și vine la o apă sau nu știu care, o dărâmă iar. Nu putem încheia niciun proces verbal, pentru că mi s-a spus acum, a doua doamnă care a venit cu pretenția, pe la Bacău, nu știu cum,
Că nu, că nu aveți nicio din asta. Cum, doamne, dar trebuie să-l îngrijim. Cine îl îngrijește? Nu, că e în domeniul public. Mi-a dat-o pe strâns. Păi, acolo e problema și noi am mai purtat discuția asta și am discutat-o și cu tata cândva și am discutat-o chiar o leacă și pe la Roman, că problema e că cimitirile astea nu sunt evidențiate nicăieri. Ele, în mod normal, ar trebui inventariate în domeniul public. Da? Ele sunt cimitirile parohiale. Așa sunt de când nu le-am și pământul. Știu că erați cumva într-o tentativă de judecată cu statul român ca să vi le revendicați și să rămână cimitirile parohiale și nu în domeniul public. Sau să încercați să facă niște demersuri. Nu s-a definitivat nimic. Nu s-a definitivat, dar eu știu că ceva pe care nu-i ca Roman să vă la discuția asta. Deci tata Dumnezeu să le discutat mai serios. Așa, așa. 5-6 ani de zile au fost tot. Că lucrul ăsta l-am discutat și la UCPI Bacău. Și îmi spui, în mod normal, tu ar trebui acum să te duci să legi biserica ca și clădirii, te apuci să faci un perimetru la cimitir, potrivit de consiliul local și treci în domeniul public. Da. Public. Rubrica administrat de noi. Da. Ori dacă nu văd niciodată administrat de noi, se poate de acord cu cimitirul nostru, care l-administrăm noi, noi l-am construit, da. Noi l-am înființat, ea nostru și noi l-am administrăm. Dar cimitirile parohiale, care totdeauna au fost a preoților și a consiliilor parohiale, e oamenilor, da. Ne regăsim cu toți. Da. Da. Când intervine o chestie pentru 13 cm pentru... și lucruri, bă, că începe să ia amploare. Pentru că toți iau, acum ne gândim că toți vor să betoneze până jos și le-am zis, bă, băiți, vă găsesc la dezgropare mumii și eu sunt desfinți. Păi, este o situație, păi naște un precedent și să iau alții amploare. Sunt lucruri, da, glumim, dar sunt lucruri reale. Lucruri de care ne izbim și noi nu ne putem impune ca și parohie. Cu tot că ești mai arțăgos, că zici că nu e bun popa, că orice consiliere are. Până la urmă, ei, dacă se duc mai departe, ne dă peste nas, noi trebuie să ne plecăm. Și acum, în procesul ăsta, i-am zis că e o glumă așa, poate o ceartă la început, dar de unde? Că de acolo se face anul. Și mă tot afund, dau dovezi. Judecătorii am zis ce proces verbal. Dom'le, dar noi nu percepem taxă. Nu-i nici de concesionare, că nu am dreptul să dau. Pentru că nu-i în domeniul meu. De aia aș vrea să facem cumva, să organizăm, dacă se poate, la nivelul local, aici, ca să facem, să realizăm niște reguli, să zice, bă, ăsta, dacă nu respecti reguli, ăsta ești vinovat, punct. Să vedem juridic cum se poate. Da, urcă de juridic, dar aparatul ăsta e secretar. Dar avem un fel, doamna secretar, că vine doamna secretar, o să ne spun. Am notat aici, că vine doamna secretar, am dat tine. Mă iertați că intervin pe la Paraba, plătesc taxe pe mormândrine și am plătit în fiecare. Ia ceva, pentru curățenii, pentru curățenii. Și mitirul ăsta au fost curățenii, pentru parohii. Lăsat-o cu donația oacte. Dar nu-i pentru curățenii taxe. Pentru curățenii. Ah, curățenii? Da, n-am și o viață. Da. Adică părintele spunea că nu se percepe niciun fel de taxe. Exact. Nu, nici la parohii nu se percepe taxe pe mormândrine. Dar pentru curățenii. Da, domnule, doamne, cam 3 mormândrii dau 30 de lei. Părinte, cred că ați observat că și anul ăsta a fost ajutat, dar să știți că la anul o să vină altă sumă la alte parohii. S-ar putea la Rădoaia, s-ar putea. Da, dar ar mai fi. Care ar mai fi din consilier, că trebuie să ne gândim că... Haideți să trecem la... Un buget mai mare. Nu, dar la Paraba este casă parohială la Teiușef, la... Rădoie, este numai la Drăgușan, nu este. Da, da, domnul președinte, am înțeles. Mai departe, da? Am ajuns la capitolul 6802, asistență socială, suma de 1000 lei din care 6802, 10 drepturi asistenților personali, 497.000 lei. 680257, ajutoare sociale, 503.000 lei. Indemnizația handicap, suma 453.000 lei. Ajutor încălțări inițiale de ajutor social, 20.000 lei. Ajutor încălțări subvenții, suma 20.000 lei. Ajutor social de urgență, suma 10.000 lei. De mai departe, da? Da, da, la urmă. La urmă. 7002, servicii publice, suma 351.000 lei din care. Capitolul 7002.10, cheltuielile personal pentru salarii de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă, 115.000 lei. 70.02.20, cheltuielile materiale alimentare cu apă, sumă 155.000 lei. Energie electrică, 100.000 lei, alte cheltuieli materiale, 55.000 lei. La capitolul 70.02.20, cheltuielile materiale lunar public, suma 46.000 lei, din care consum energiei 26.000 lei, întreținere 20.000 lei. 70.02.20, cheltuielile materiale serviciu în domeniul locuinților,
plăcuțe stradale și numere poștale rest 15.000. La capitolul 70.02.20, cheltuieli materiale alimentare, gaz în localitățile comunei Paraba, 20.000 lei. 74.02, protecția mediului, suma 260.000 lei, din care cheltuieli de salubritate, 250.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii, neutralizare cadavre de origine animală, 10.000 lei. 84.02, drumuri, cheltuieli materiale, 209.000 lei, cheltuieli întreținere drumuri comunale, 209.000 lei. Pentru secțiunea dezvoltare se suplimentează cu suma de 692,93 lei, din care 51.01.03, achiziții server, suma 20.000 lei, 61.05.00, protecție civilă, dotare, vehicul, știngere în centru, suma 200.000 lei, 65.12.58, servicii educaționale complementare, after school, suma de 77,93 lei, din care de la bugetul de stat 67,93 lei, de la bugetul local 10.000 lei. 65.50.00, asigurarea securității în unitățile de învățământ, suma de 15.000 lei. 66.50.50, înființare centru comunitar integrat cum la Paraba, județul Bacău, suma 30.000 lei. La capitolul 70.50.71, PUC, suma 250.000 lei. 74.50.71, canalizarea și stație de curat de doaia, proiect tehnic actualizat și PTH, suma de 10.000 lei. 100.000 lei. 100.000. Da. Am zis 10.000. Aici, da, și să vă mai aduc la cunoștință acum amendamenturile noastre, da? La capitolul 6505, protecție civilă, dotare vehicul, strângerea în centru, suma 200.000. S-a diminuat cu 200.000 lei și s-a suplimentat la capitolul 51, construcții garaj plus achiziții teren cămin cultural. Deci de la capitolul 6505, da, s-a diminuat cu 200.000 lei. 200.000 lei? Da, și a fost redicționat la capitolul 51. Da. Construcții garaj. E vorba de garajul pentru utilaje mașinile. Plus achiziții teren cămin cultural. Și pentru mașină, de exemplu. Nu știu, ești da, pentru mașină. Te face garajul și curul, dacă. Da. Așa. Iar de la... Ai zis și cât mai pe capitolul ăsta. Da. Deci eu am prevăzut suma asta pentru că discutam și ședința anterioară că serviciul nostru de tip V2 avem obligativitatea de remașină. Eu am încercat să prevăd suma asta în cazul unei achiziții de mașină. Știu că e o valoare mare care se aduce... S-ar trebui, parcă zic eu, prea inutil pentru două incendii sau nici unul pe an, sau poate trei, nu se știe. Dar obligativitatea de a avea mașină m-a obligat și pe mine la rândul meu să prevăd bani. Eu tot încerc să caut tot felul de surse de finanțare, iarăși vis-a-vis de ședința trecută. S-ar părea, și aștept un ghid, pe POIM, s-ar deține o sursă de finanțare cu dotare serviciilor voluntare de tipul nostru. Adică cei care au obligativitatea să achiziționeze mașina de pompieri. Ghidul aștept pe mail. Am încercat să intru, eu n-am reușit, aștept de la un consultant de pe la Oradea să-mi trimit un ghidu cumva mai sintetizat, ca să fie din înțelesul tuturor, să vedem care ar fi condițiile de depunere, pentru că ei spun că vor, în valoarea proiectului, va fi contravaloarea mașinii și a garajului, adică a garajului încălzit și cu tot ce trebuie să aibă... Anexe o mașină de pompier. Dacă doriți să tăieți finanțarea asta de aici, de la mașină, eu nu vă pot opune. Nu că nu este necesar mașina de pompier. Este obligatorie, nu-i vorba de necesar. Este obligator, dar având în dotare, ca să fie sustenabil acest proiect, în primul rând trebuie să avem foarte mulți bani la buget. În afară de mașina de pompieri, în primul rând trebuie să avem servanți, trebuie să avem șoferi. Deci implică foarte multe cheltuieli pe care o comună ca Paraba... Stați, nu mă împingă în primul. Comuna Paraba nu-și poate permite un astfel de serviciu deocamdată. În primul rând, ne punem întrebarea, iarna, când va fi minus 20 sau minus 10 grade, acea mașină de pompieri care va fi încărcată cu apă, unde va sta domnul primar? Îi trebuie un garaj, deci noi întâi
Ne luăm, facem invers. Ne luăm măsurile de siguranță, să avem un garaj stabil atât și pentru păcat și de utilajele astea care le-am finanțat. Că știți, dacă anul trecut în buget am mai prevăzut o sumă, dar au trebuit să-l ducem pe la drumuri. Trebuie neapărat să facem garajul ăsta pentru toate mașinile primăriei. Ca să poți pune și mașina de pompieri inclusiv. Dar mai există alte cauze. Să te ferească Dumnezeu să ai un incendiu, să ai minus 20 de grade afară, să fii mașina... Și mașina, și să nu poți interveni cu ea. Da. De ce poți să atunci? Mai există încă, am stabilit și în ședința de duminică, alocăm niște bani să reparăm toți hidranții și, toate vanele de la apa stradală, domnul primar. Și cu, și cu 10 furtuni de pompieri care se pot pune în loganul primăriei, se poate ajunge foarte ușor la fiecare hidrant. Haideți să facem un studiu. Ar trebui hidrant la fiecare poartă, domnule. Nu, 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 ăștia sunt existenți. Și cu 10 furtuni de pompieri, chiar 20, se pot stinge incendiile. Am experiența hidranților sau a incendiilor sau a intervenției cu furtunul nostru de pompieri, este adevărat. Noi avem doar câțiva intranți de fix, vreo câțiva n-au fost racordați de la... Bun început. Nu, și atunci... Noi ne așteptam să venim la buget, să alocăm o sumă pentru... Trebuia un necesar să reparăm sau să montăm hidranții ăștia. Da. De aia de hidranți, de aia mai ușor. Sunt de aia exterior, din alți. E mai ușor de utilizat aia. Să nu îngheți aia. La teiuș funcționează, toți. Și se repară pe ăștia, se repară pe ăștia mai puțin. Și haideți să vă mai spunem, vanele alea, domnul primar, noi vanele alea care pierdem o mulțime de apă și am văzut în buget, pentru că 50% avem pierdere la serviciu de apă, mi se pare. 50% din încasări. Haideți să reparăm, să alocăm o anumită sumă de bani, să zicem, să reparăm vanele alea. Când avem o defecțiune pe lucrare, să o putem închide, să nu se mai ducă zeci de tone, mii de tone de apă pentru golire. Oricum se duce. Păi se duce, da. Se duce, dar se duce atât de mult. Nu se duce atât de mult, regușan sunt. Am mai înlocuit niște banii, chiar m-am mai lucrat de pe dumneavoastră, dar nu merg reparat. Una și altele. De cumpărăm, domn primar. Nu le-am găsit. Cum să nu? Nu le-am găsit, s-am cumpărat în dedeman sau în patron și nu am găsit banii din banii. Cred că nu-i costă atât de mult. Nu suntem să luăm mașina, dar mai există, domn primar, o posibilitate de achiziționare și în leasing mașina asta. Adică o putem lua, plătim o anumită sumă și o mai luăm, plătim și... Bun, dar să facem garajul. Garajul, haideți să facem garajul, așa am stabilit. Poate, dacă se deschide finanțarea pe poim, poate luăm și mașina și facem garajul. Noi am stabilit. Dar eu aveam obligativitatea să prevăd la buget, da, pentru că... Și o să vedeți, o să mai spună domnul președinte, neapărat trebuie să facem și clădirea cu... la bibliotecă, ni s-a dărâmat acoperișul. Acolo, pătrate, clădirii. Cu rigips, cu ce s-a făcut acolo și acum plouă. Bă, e camera. Știu, o să vă ieșim și acolo care se poate. Bun. Păi atunci, uitați că ajungeți și acolo. De la capitolul 70-50-71, PUC, suma 250 lei, am diminuat cu 70.000 lei și am dus la capitolul 67 pentru bibliotecă. Deci acoperișul și camera aia. De la capitolul 70-50-71, a diminuat cu suma de 70.000. Acolo sunt 150.000 acum. 250.000. Da, 20. Și am dus la capitolul 67 pentru bibliotecă, reparații bibliotecă. Deci acolo n-aș fi de acord, pentru că POG-ul este strictă necesitate. Păi rămân... numai că este strictă necesitate, dar cred că se va derula... Pe 2 ani. Nu cred că reușim noi să găsim un proiectant care să ne facă POG-ul imediat. Păi la asta ne-am gândit și noi și de asta. Am zis că ai cu ce să pune, ce să rămân. E păcat de clădirea aia, că îți rămână 180.000 acolo. Aia e oglinda noastră, unde am învățat. Și mai e la capitolul 74-57, aici am așteptat să ne... Deci așteptat să ne dai o lămurire, domnule. La care? La capitolul 74-57, canalizare, stație, Clărădoaia, proiect tehnic, actualizare, SF, plus pe TH, suma de 100.000 de lei. Am înțeles că anul trecut, deci au fost alocați 170.000, ai făcut, am înțeles, SF-ul, l-ai actualizat, era făcut SF-ul, nu? L-a făcut din nou.
Deci am făcut proiect nou, am făcut parc, poate fi autorizat de construcții în momentul de față, are avizele toate scoase. Am spus și mă repet, a fost depus pe fondul de VDI, este eligibil, VDI-ul se pare că nu se mai finanța. Am înțeles aseară pe la televizor pe domnul, primul, domnul prim-ministru închide PNDL 2, nu știu cum. Și deschide PNL 3 pentru noi un caz fericit, că aici noi am închis. Și atunci îl luăm de acolo și ne zice PNL 3. Și probabil că după o evaluare pe PNL 3, deși are evaluarea făcută la Comisia de Strategii. Dar mă rog, probabil că o să fie, o să intre nouă evaluare, ne-o duce și o semna contractul de finanțare. Și noi ne-am văzut banii ăștia cumva să-i avem acolo de a începe. De... Nu de... aici nu înțeles bine, doamna secretar, că e proiect tehnic. Proiectul tehnic trebuie reactualizat, dar... proiectul PAC-ul e făcut. E făcut. Da. Bun. Și pentru reactualizare deci, trebuie de atât de mii de lei? I-am pus aleatoriu, nu știm dacă ne trebuie atât, dar să-i avem în cazul în care trebuie să... Dacă avem nevoie de ceva. Bun. Deci noi am pus cu intenție clară, dar ne trebuie asta pentru asta, ca în cazul public. Aici avem o nelămurire pentru că știam că s-au făcut de anul trecut. S-au făcut, da. S-au făcut, da. S-au făcut, da. S-au făcut, da. Președintele de redactare nu înțelege, doamnă secretar, și am zis, bun, pentru canțare, că se prevede ceva la canțare, că nu știi încotro vom pleca. De ne vor trebui, ei vom lua, de nu ne-o trebui, o rămâne acolo și o revizie la încursoamnă. Deci, domnilor, cum rămâne aici? Propuneri, ceva? Păi, în cadrul comisiei, cum? Unde a fost? Nu, 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 deci dacă aveți acum propuneri, un amendament aici, dacă aici ceva vor propune. Și duce-l la poduri, la... Hai, acolo, după aia, 2 miliarde. O medală pentru podul sau pentru piatră? Sau balast de istorie? Ce se face? La fundamentarea de anul dat cu piatră cu încasată. Am luat și de la Zemlicomunii. La Zemlicomunii mai degrabă luam tot. Ori îmi faci, ori nu mai faci. Nu mai faci? Mă, cam să-mi place Zemlicomunii. Faci altul? Faci altul. Oricum, cine a luat de acolo, dacă așa vede, că atunci bani de acasă. Nu, stați un pic. Deci dacă rămân foarte puțin, totuși 10.000 de lei. Am discutat, rămân acolo, lasă acolo. Da, după nu, dar stați un pic, am și eu ceva de spus. Da. Cineva vrea să facă cai și eu zic dacă poate să fie ajutat. I-a spus dacă vin cu un proiect, unde trebuie banii respectivi, având în vedere că am văzut atâția de aici care vor tradiții și mai ales că mi-a plăcut și mi-a plăcut la persoana respectivă, o să zic că nu vrei face așa oricum, cu nu știu ce bete cumpărate din magazin, vrea să facă confort tradiției, bete țesute și o scară o parte și bete bune, dar foarte, nu mai contează. Contează că cineva vrea să înceapă undeva. Și dacă banii sunt puțin, prea puțin pentru zile cu sau ceva, putem da o sumă pentru oricare are o astfel de idee. Practic, un proiect, așa îmi spune, conservarea tradițiilor și... Altcineva vrea să-i fure afacere? Da, așa vrea. Tradițiile astea trebuie întrebări cultural ca să le faci. Eu n-am vrut să descurajez. Eu sunt foarte bună ideea, fă-ți proiectelul și din banii ăștia am spus, poate să fie acolo, poate să fie în altceva. Lucrul ăsta s-a întâmplat și anul... Nou trecut, da, un băiat în geste de vreo 3 ani de zile și-a făcut bete, a băgat caie cu bete noi și-a venit la mine să-i dau banii, cred că pur și simplu banii ăștia e de duci la caserie și îi spui doamna la caserie, păi dă-mi niște bani să-l mai dau la caie. Ei nu înțeleg că nu se decontează oricum. Le este aproape imposibil să facă lucrul ăsta, pentru că nici o muzică de vampară nu o să aibă un impresar să găsească unul care are. Și în momentul în care muzica de vampară mi-a cerut 15.000 de lei, băieții, impresarul mai are el încă vreo 70, că și la rândul lui impresarul trebuie să plătească TVA-ul și impozitele la stat, și atunci nu o să mai facă nimeni. Eu am zis că să nu descurajăm pe cei cu inițiative. Știu, știu și cine persoană, păi dăm o parte, cât putem, dacă vine cu chitanță și așa, restul își mai pune el, dar e ceva, decât să nu facem de tot. Deocamdată îi avem acolo. Domnul primar, activitățile culturale se pot face, dar să avem întâi căminul cultural și plusul facem activități culturale. Eu aș mai avea o propunere. Aș avea o propunere, dacă... Da. Deci, unde facem activități culturale, îi facem stradă, nu într-un deci, cămin cultural. Domnilor, deci acum avem la garaj plus achiziții în cămin cultural suma de 200.000 de lei. Da, da. Nu prea e... Nu-i suficient. Nu-i suficient. Dacă toate avem... Hai să-i lăsăm așa. Hai să-i lăsăm așa, că nu știu ce se întâmplă cu păiul, s-ar trebui să întrebească.
Păi da, atunci nu-i probabil că-i poți rectifica pe iulie. Când rectifici? După iulie. După iulie, da. Lasă-i așa acum, acolo, și o vedea. Dacă ne trebuie, ne luăm de ei, dacă noi lăsăm acolo. Că n-am spus noi, domnule, nu trebuie să punem la domnul prea mult să fie. Oricum nu poți. Dacă vine aici să faci, trebuie să faci evaluare. A, să-i lăsăm de aici. Nu știm despre ce s-a dar aici nu țin 200 de mii pentru da, domnul țigaraș și aici și domnul Bobo, să nu-i nu, dar dacă aceste spui și nu-i trebuie ce nu mici de câini și scălă la auzi, numai garajul ca să faci nu-ți ajung banii așa. Dar ai spus că nu poți să faci rectificare și... I-am mutat atunci. Trebuie să ne gândim că avem 6 cedent pe care l-am stat de rezervă. Să rămână să ăștia, să rămână să ăștia. E bine așa. Bun, atunci să-ți lămuri de chestii. Suntem în februarie, da? Puteți să spunem că a trecut februarie. Abia de mâini încolo ne-am trezit și începem să vedem ce achiziții putem să facem pe ce ne-am propus. Da, da. Și durează. Durează, vine iunie, da? Alegeri. Vin alegeri. Toată lumea o să fie implicată prin alegeri dintre noi. Toți pe aici, noi eu să vin și în curte de conturi, toți în următare. Mai puțin unul, domnul primar. Mai puțin unul? Mai puțin. Deci ai scăpat din contra candidatul cel mai... Nu ne bucurăm. Cel mai periculos. Domnul Marcel, nu ne putem lăsa așa într-un timp rapid, încât să cheltuim noi toți banii aia și să nu avem de ori. Bun, ce-am zis? Avem incidentul care am lăsat de rezervă pentru orice eventualități de a obține în sfârșit de finanțare. O să vă povestesc, m-ați întrebat din centrul integrat. M-ați întrebat din centrul integrat. Păi, abia mai... De asta trebuie. Da, da, da. Centru integrat. Domnul Vici, domnul Pișcu. Ieri după amiază am avut o întâlnire cu conducerea Consiliului Județean și Direcția de Sănătate Publică, referitoare la aceste domnul Vici. Centre. Domnul în județul Bacău sunt 5 OAT-uri eligibile și 25 pe toată regiunea Nord-Est. Finanțarea este de la 10.000 la 100.000 de euro, în care se poate construi, reabilita, dota o clădire, a se transforma în centru integrat. Centru integrat care ar trebui să aibă un birou, două birouri, funcție de funcționari care ar trebui să fie acolo. Unul dintre ei trebuie să fie asistentul medical comunitar, care noi deja avem, suntem înaintea celor 5. Și un asistent social. Acolo avem problema asistentului social, că nu l-avem. Și nu l-avem și o să fie foarte greu de avut un asistent social, pentru că cerința obligatorie este studii superioare de specialitate. Sunt persoane interesate. Dacă nu vin cu... Vă spun eu că nu sunt. Nu, nu, și dacă nu sunt, nu vin la concurs, ai organizat concursul, nu vin, nu poți să umbli pe urmă să... Nu ți se acreditează. S-a discutat ieri să ia legătura cu Universitățile din Bacău, fie Bacova, fie Alexandrie, să facă un curs de asistență ăștia social, că este o singură grupă de asistență socială la o facultate din Iași, nu știu la care, și care se face la zi. Da. Da? Și nimeni nu își permite din salariații noștri care pot să se schimbe pe... N-are cum să facă la zi. Dar eu știu că sunt persoane interesate de acel post de asistență socială. Știți altceva? Nu sunt persoane interesate de acel post, sunt persoane interesate de către postul de mediator social. Da? Știu, au fost, au venit la mine, au depus dosare la Direcția Sănătate Publică, datorită ediției acestor cursuri, doresc dosare. Asistente au fost două dosare și au avut un inselectat, pentru că o primă selecție o face Direcția Sănătate Publică, după care o trimite la acea comisie cu care avem noi protocolul ăla. Asistent medical, mă refer, da, care e cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii. Da, da, avem, da. Da, eu știu că avem asistent social, deci nu pentru... Că l-avem deja. Asistent social de este medical. Asta medical, pardon. Noi am fost la concurs. Nu știu, ați anunțat peste tot. Eu știu că sunt public, sunt public, obligat de viață, obligat de monitor oficial, e pe site-ul ANPP-ului, funcție publică. Nu scoatem prin secret așa. Da. Bun, domnilor, dacă mai aveți pe marginea bugetului propune, amendamente de adăugat. Nu. Atunci supun la vot bugetul comunei pe anul 2020. Cine este pentru? 12. Unanimitate. 12 voturi.
Nici o abținere? Nu. A fost discutat duminică, duminică a fost discutat jos mai elevat. Și a fost discutat de jubilea actuală. A, nu. Păi chiar discutat duminică despre chestia asta. Poate prin faptul că acum au fost toate comisiile, au fost toate. Și atunci tot așa se discută. Nu erau atunci. La două. Care e la două. Nu este comisie. Mai puțin. Dăm cuvântul domnului primar. Trecem la proiectul de jubilea. La două noapte. Domnule, propun să luăm o pauză de 10 minute, da? Dar nu ți-ai telefonul, Vasile. A venit la păstă. Domnul primar, da. Ai cuvântul la proiectul numărul acordarea unor sporuri pentru personalul din aparatul operațional al primarului, cum din partea de primar. Da, păi mai citim sau nu știu, zici, n-am făcut documentația, am studiat-o. Da, tot în stare să mai vorbim că vă spun că vă spun. Deci că noi am avut documentația asta cu tot. În mare, știm la ședința anterioară, nu? Da. Am cerut pentru sporurile acordate. Le-ați avut, nu? Da. Da, da, da. Avem și rapoarte de activitate. Oricum nu era neapărat, da. Dacă, și evaluările, dacă cineva are ceva de spus. Vorba aici, că ai pierdut de la noi. Vrea cineva cuvântul? Bun, trecem la vot? Putem vota mai? Să se apuze toate. Să fie domnul Pișcu. Domnul Pișcu, domnul Pișcu. Ascultă-l mai bine, dacă e tot. Și mergem în sată. Dar merge cu și eu. Dar nu, dar ei votea să pierd. Păi au fost pe comisie, știu. Bun, deci supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Da, 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 bun, și bun, dați-mi de părinte. Dar să fie și deputat. Deci dacă mă... Mă, nu neapărat acum, că nu ies în sine. Da, da, vrea adică să 24. Păi da, dar nu are de plată. Plătește-mă. Bun. Proiectul numărul 2, domnul primar. Și este rezolvat? Da, da. Noi și pentru că au spus, da, au spus că votează, că dau prin comisii tot discutat. Doi, și spun. Aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE ECOSUD din SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018. Aici, noi am avut documentația, dacă vrei să ne mai aduci câteva lămuriri, că ești mai în temă. În temă nu sunt nici eu și nu prea sunt de acord cu ei. ECOSUD-ul trebuia să-și facă treaba asta înainte de ianuarie, adică pe luna decembrie, să ajungă la AGA ADIS, aceste prețuri. Problema e că cine plătește cu noi până astăzi e un preț și cine plătește mâine e alt preț. Și atunci nu suntem noi serioși. Da. Și până la urmă cât rămâne? Doamna secretar a luat legătura cu acest domn Coba și Cătălin la ADIS și mi-a zis dacă e nevoie în ședință și nu-l votăm sau avem obiecțiuni, să-l sun și să ne dea explicații în direct de ce au întârziat ei cu această fundamentare de preț și vine în luna februarie cu majorarea prețului la unei. Dacă vreți să-l sunăm, îl sunăm. Nu știu cine ei, nu l-am văzut în viața mea, dacă vreți să-l sunăm... Păi eu să-l sunăm. A, în afară de aia 91 care îi plătim să mai mărească da. Dată? Da, se poate. Da, pentru că ei sunt ECOSUD-ul și... Chiar nu e rușine. Deci trebuie o să mai plătească nimeni. Mai luăm din ei, nu mai... Deja 90. Bun, eu îl sună sol, ce să-l întreb? Nu suntem de acord. Pentru ce majorare? Haideți să discutăm un tarif. Haideți, da, ca să avem un... Păi, hai să mergem pe proiectul de hotărâre. Nu, dar ne gândim, domn primar, la 91 de lei, ori 5 persoane, îți dă 500 de lei. Și, culmea, chiar persoanele sunt... Îți defavorizează. Probleme, deci chiar la aia vin o sumă mult mai mare, deci... Adică nu știu dacă să... Sunt categoriile alea care... Aici de ce spune hotărârea? Că eu, după mine, nici n-aș fi vrut să mai pun pe ordine de zi, dar... N-aș pui și... Articolul 1. Se aprobă început cu data intrării în vigoare a funcționalului numărul 2 la contractul numărul modificarea și aplicarea de către ECOSUD a următoarelor tarife conform fișelor de fundamentare din anexa 1, ce face parte din prezenta hotărâre, 208,46 lei pe tonă da. Pentru preluare deșeuri în vederea transferului. Cazul nostru noi nu ducem la transfer, noi ducem direct. E vorba de ăștia care duc la Găiceana, Berești, Aslău și pe unii ori mai fi. Da, suntem în ADIS, suntem frați. Da.
347,46 lei tonă pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării. Asta e la toată lumea. 347,46 lei. Și cât era înainte? Știm cumva? Nu știm. 0,01 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării. Aici dacă îi dăm. Dacă nu îi dăm, nu plătim. 150,03 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării. Nu spune nimic de deșeuri. Preluarea deșeurilor în vederea transferului. Preluarea deșeurilor în vederea depozitării. Deci noi suntem aici, ne-am încadrat. În vederea depozitării. 121,85 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor voluminoase și deșeurilor menajere periculoase. Aici plătim taxa asta doar la comandă. Deci dacă avem deșeuri voluminoase, periculoase, îi comandăm, vin, ia și asta e taxa. Dar taxa asta ar trebui să o plătească individual ăla care generează asemenea deșeuri. 81 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Exact aceeași poveste, pentru că în autorizația de construire se specifică acolo clar că deșeurile vor fi preluate de către o firmă autorizată și duse la un depozit conform. Că eu dacă construiesc și generez asemenea deșeuri, vin la primar, anunț primarul, am deșeuri, eu anunț, operatorul vine și îl ia, dar mă taxează, îl taxez pe individual pe pe generatorul de deșeuri, dar revizionat de mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară. Ei, aici era o problemă cu economia asta circulară, dar noi am discutat o și din țara anterioară parte ceva despre economia circulară. Aferent în anul 20 și nu conține de viață. Dar nu spune undeva? Impactul modificările se asupra prețului care l-am avut noi votat de 81 cât era la noi persoană. Deci, care este acum? La cât s-a ajuns acolo pe majorările astea? Și fost 81 de lei, lei pe persoană, da? 91. 91. Nu? 91 era? Cine v-a jurat? Știu că era 9 lei, 90 ceva. După ce am votat noi, știi? Da, da. Cu sensul în prima hotărârii 123 și atunci n-am votat, nu? Și acum să urmăm pe acest lucru, să-i am zis. Da, cum îl dau pe difuzorul ăsta să se aduce către totul? Da, când sunt de să apare difuzorul. 0722 Da, se pare că omul nu are părintele cu noi. Ori mai lăsăm și timpul ședinței mai intervin cu poate revine el. Bun, atunci trecem la proiectul numărul 4. Aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunii Parava și a bugetului activități finanțate din venituri proprii aferente anului 2020. Salut, domnul Covaș Cătălin. Da. Primarul de la Parava sunt. Sunt în ședință de Consiliu. Vis-a-vis de proiectul de hotărâre. Și da, nu prea suntem de acord cu el. Bun. Dar vrem niște explicații. Ce fac? Alo? Și de ce am zis pauză? Alo? Da? Da, acum ne auzim. Aici, 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 a
Vrem să știm după tarifele astea, că văd că aveți niște tarife de 208,46 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului. Adică aici se referă la OAT-urile care duc deșeurile în stațiile de transfer? Exact. Exact. Și nu se aplică la noi. La dumneavoastră se aplică tariful de depozitare. Tariful de depozitare. Bun. Asta am lămurit-o. 347,46 lei pe tonă pentru deșeurile reciclabile, în vederea sortării. Asta se aplică, e clar. Se aplică. Și mai aveți aici un 0,01 lei pe tonă pentru biodegradabile, în cazul în care comandăm, nu? Deci dacă dumneavoastră aveți deșeuri biodegradabile din parcuri, grădini sau alte suprafețe publice. Bun, și atunci dacă comandăm, plătim taxa asta, dacă nu, nu. Dacă nu, nu. Deci dumneavoastră, deci trebuie să reexplicați domnilor consilieri că aceste manevre de tarife sunt ca urmare a faptului că operatorul TCE oferta financiară a dânsului a făcut-o în anul 2014 și atunci când s-a prezentat la licitație. Din păcate, licitația s-a terminat abia în 2018 și abia după un an de operare, operatorul a avut posibilitatea, conform contractului, să facă o majorare de tarif. Realitatea anului 2019, finalul anului 2019, începutul anului 2020, este diferită de cea din 2014. Ținând cont de faptul că au fost majorări de anumite elemente de cheltuieli, de nu dublu, chiar triplu, dacă ținem cont de salariul minim pe economie, care atunci era 900 de lei și acum este 2350, de faptul că valoarea euro a crescut de atunci de la 4,3, cred că era atunci, la 4,7, și putem vedea pe tariful de depozitare o majorare de 14 lei pe tonă. De la 53 la 70 de lei. Aceasta este majorarea pe tarif operatorului. Dar tarif operatorului mai are o componentă, care este o penalitate pusă de Guvernul României. M-auziți? Da, da, da. M-auzim toți. Este o penalitate pusă de Guvernul României pe fiecare tonă de deșeuri care ajunge la depozitare de 80 lei. Anul trecut, această contribuție a fost de 30 de lei. Anul acesta este de 80 de lei. Anul viitor va fi de 120 de lei. Și se preconizează că până în următorii 5-6 ani, această penalitate pusă de Guvernul României va ajunge probabil până la 100 de euro pe fiecare tonă care ajunge la depozit. Pentru a ne descuraja să aruncă ceea ce putem recicla. A spus biodegradabil. Și prin alte metode de colectare separat. Deci dacă vă uitați componenta de economie la contribuția la economie circulare de 80 de lei, este pe tot ce înseamnă transfer și depozitare. Indiferent dacă vrem sau nu vrem, acestea sunt regulile guvernului și trebuie să le respectăm, că legislația se aplică unitar pe întreg teritoriul României. Acum, referitor la tariful de sortare. Într-adevăr, poate părea o modificare esențială de la 3 lei pe tonă, cât se percepe în momentul de față, la 340. Dar trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că prin documentația de atribuire, la nivelul județului Bacău, au fost estimate un număr de 58.000 de tone de deșeuri reciclabile, colectate separat, care trebuiau să intre în stația de sortare. Aceste deșeuri, prin valorificare, conform contractului, nu-i oferim posibilitatea operatorului să-și acopere costurile de sortare prin valorificarea acestor deșeuri reciclabile. Cantitatea totală de deșeuri intrată în anul 2019, față de cum a fost estimat 58.000 de tone, a fost de doar 1.300 de tone. Am înțeles, cantitate mică reciclată. Foarte mică, nu mică. Deci
moment cum ai încerca să reduci cheltuieli de variabile, gen forța de muncă, gen alte elemente pe care poți să le reduci, elementele fixe, nu ai cum să le reduci. Gen, redevență care trebuie plătită către Consiliul Județean, Primăria Bacău și Primăria Moinești pentru stațiile de sortare puse la dispoziție, cheltuieli cu paza, cheltuieli cu plata impozitelor locale, către Primăria Bacău, către Primăria Moinești, pe toate amplasamentele puse la dispoziție, aceste elemente sunt fixe, indiferent de cantitatea pe care o procedezi. Dacă 2 milioane le împart la 58.000, îți vor da o sumă, dacă aceste 2 milioane le împart la 1.000, îți va da altă sumă. Deci în momentul de față, cheltuielile nu pot fi asigurate de către operator din valorificarea acestor deșeuri reciclabile. De aceea este tariful prezentat către dumneavoastră. Dar aici avem o soluție și o gură de oxigen. Pentru că aceste costuri cu sortarea, cu colectarea și transportul acestor deșeuri reciclabile sunt acoperite de organismele de transfer a responsabilității care acoperă aceste costuri. Deci tot ce se colectează reciclabil de ambalaje care au o pondere de 75% din total deșeuri reciclabile sunt decontate de aceste organisme de transfer a responsabilității. Deci suma pe care o vedeți dumneavoastră acolo, plus colectarea și transportul, vor fi acoperite de aceste organisme. Deci asta să ne încurajeze să colectăm o cantitate de deșeuri reciclabile cât mai mare și să ducem și să aruncăm la depozit o cantitate cât mai mică. Cu cât vom colecta separat mai mult și vom recicla, bun, întrebarea noastră ar fi ce impact are prețurile astea a dumneavoastră față de prețul stabilit, față de taxa stabilită de noi, taxa de salubritate? Deci, noi am transmis către dumneavoastră la finalul anului 2019 o recomandare de stabilire a taxei de salubritate pentru anul 2020. Era cu titlul de recomandare. Vă spuneam că minim obligatoriu este planul anual de evoluție a taxei. Așa, da, am ținut cont de planul. Și cu titlul de recomandare, planul actualizat. Planul actualizat cuprindea și această modificare la economie circulară pentru anul 2020 în valoare de 80 lei. Acum, eu nu știu exact care sunt taxele aprobate de dumneavoastră pentru utilizatorii capici și pentru cei nou capici. Dacă dumneavoastră ați luat de bază planul actualizat sau nu? Am luat planul actualizat, l-am luat de bază, da. Și 91 de lei pe persoană pe lună. Persoane fizice. La persoane fizice, la casnici. La casnici. Deci față de cheltuielile care le-a făcut dumneavoastră cu salubritarea pentru anul trecut, ținând cont că păstrați aceleași cantități de deșeuri reziduale, dar v-am spus, noi trebuie să tindem, să micșorăm aceste cantități printr-un efort comun, ca să ducem cât mai puțin la deșeuri, la depozitul de deșeuri. Și să reciclăm cât mai mult și să compostăm la sursă o cantitate cât mai mare. Cu cât vom duce mai puțin, cu atâta vom plăti mai puțin. Dar, respectând aceleași cantități de anul trecut, am făcut o simulare și cheltuielile vor crește undeva cu 20%. Pentru că aruncăm. Pentru că nu reciclăm. Exact. Eu am purtat o discuție cu doamna... Am purtat o discuție cu doamna director a dumneavoastră și o să încerc să ajung, nu știu, săptămâna asta cealaltă la dânsa, să încercăm varianta aia cu sacii colorați pentru... sortare reciclabilă. Corect. În speranța că nu vom mai genera mult și nu vom mai plăti mult.
Am zis că încerc să barul cu ăsta, să eu din poartă în poartă, să stau de vorbă cu fiecare om, să-i explic cu de sacul ăsta, e galben, îmi pui în el numai peturi ăsta, îmi pui... Deci, la nivel de avizit, am început o campanie de informare și conștientizare a populației. Campanie care va fi derulată în mare parte prin... Ce spunea eu? Această campanie va fi derulată în trecul de sub Bacău și acolo veți primi și daci, veți primi și priate de informare și informarea tuturor elevilor care sunt în școlile de pe rata comunei dumneavoastră pentru a ști exact cum să facă colectarea preparată acestor deșeuri reciclabile. Noi ne dorim ca, începând cu mijlocul unui martie sau cu finalul unui martie, să demarăm această acțiune. Pentru a veni în Bun, eu aveam intenție să o iau înaintea dumneavoastră. Da, eu așa am și discutat cu doamna director. Lăsăm să treacă luna ianuarie, lăsăm să treacă bugetul și sunt prezent la dumneavoastră să discutăm și, și modul de colectare a acestor reciclabile. Deci dumneavoastră sunteți unul dintre primarii care vor să se implice și să știți că avem exemple de bună practică unde cantitățile au crescut, reciclate vorbesc, au crescut și de 7-8 ori prin implicarea autorităților locale. Deci dacă înainte colectau, să spunem, o jumătate de tonă deșeuri reciclabile, au ajuns la 3 tone jumate, la 4 tone deșeuri colectate într-o lună. Dar nu a fost ușor, a fost o muncă din poartă în poartă. Păi altfel nici nu se poate, că ce spuneți dumneavoastră cu pliante și cu pliantele ajung acasă sau n-ajung prin copiii de la școală, părinții țin cont sau nu țin cont, spune, du-te băi, deci mă înveți tu, că dacă știu că toată viața mea am dus cu noi la pârâu, mă înveți tu acum să pun eu petul într-un sac și cutia de conservă în alt sac? Dacă nu strâng la buzunar, învață, trebuie să înveți. Da, mai suntem, mai suntem în direct, suntem. Eu o să sun pe doamna director, poate chiar săptămâna asta, și aș vrea să încep înainte informatizarea asta. Nu-i rău dacă nu ești dumneavoastră în sprijinul nostru, dar eu aș vrea să o iau mai din timp. Pentru că va dura, nu-i treabă de o zi, două. Nu. Va dura, nu-i treabă de o zi, două. Gata, într-o zi am luat saci, m-am să mașină, i-arunc pisticat și am plecat. E treabă de durată. E treabă de durată, da. Și dacă vreau să spuneți că ați începe în aprilie, nu se termină nici în iunie. Așa, dacă eu încep din martie, poate e gata în aprilie. Dar nici dumneavoastră nu o terminați într-o lună. Păi nu, păi eu ce spun? Care trebuie susținută pe o perioadă mai multă de timp, mai lungă de timp, până când se determină acele deprinderi cetățenilor, cum să elimine deșeurile. Nu se poate învăța într-o săptămână sau într-o lună. Știu. Eu n-am reușit de la mine acasă, în ani. Da, păi, în sat. Încercam să vă spun că această creștere este datorată în mare parte acestor penalități puse de Guvernul României pentru fiecare tonă pe care noi o eliminăm prin depozitare. Să ne determine să eliminăm cât mai puțin. Dacă noi reușim la nivelul fiecarei primării să reducem cantitatea pe care o eliminăm prin depozitare și nu o reciclăm, deci dacă micșorăm aceste cantități, vom reuși să ținem și costurile serviciului de salubritare sub control. Teoretic aveți dreptate. Și primăria nu va plăti mai mult decât a plătit înainte. Dar trebuie să aibă grijă ca cetățenii să nu mai pună în cupelă ceea ce poate fi reciclat și valorificat. Sau biodegradabil. Da, aveți dreptate. Deci, teoretic aveți dreptate. Deci trebuie să înțelegem că dumneavoastră, în mediul rural, fracția de deșeuri care reprezintă 40% din total deșeuri municipale, nu trebuie să se afle în tomberon.
40% întreaga masă a deșeurilor eliminate. Doar din deșeurile biodegradabile. Dacă mai colectăm și deșeurile reciclate separat, putem reduce la jumătate deșeurile trimise spre eliminare. Da, o să încercăm. O să încercăm, eu oricum... Oricum o să iau legătura cu doamna director și să mă prezint să iau saci și să mă apuc de treabă. Noi, eu nu încerc să influențez membrii Consiliului Local, dar neaprobarea acestor tarife poate duce la un blocaj în întreg județul și crearea unei alte crize a deșeurilor. Asta încerc să vă spun, trebuie să țină sub control cantitățile. Ținând sub control cantitățile, vom ține sub control și costurile. Da, am înțeles, au înțeles și ei, v-au ascultat, am fost pe speaker. Și am aprobat tot ce a spus ca fiind varianta cea mai bună. Acum ne hotărâm, aprobăm sau nu aprobăm? Da. Asta era întrebarea mea. Dumneavoastră, indiferent de ce hotărâre veți lua, vă rog frumos să transmiteți către ASIS. Hotărârea. Da. Dar eu cred că am reușit să vă transmit toate informațiile necesare și să luați o decizie în cunoștință de cauză. Bun, vă mulțumim. Sănătate. Păi da, deci, după cum spus, am făcut un calcul deja, să va ajunge la 113,75 de lei pe soară. Sunt în după? Da, dar ați văzut în ce constă prețul ăsta mare penalitate. Deci, ceea ce am mai discutat noi chiar aici, trebuiau luate măsuri, trebuie să luate măsuri. Noi suntem cu toții, pentru că oamenii n-au să înțeleagă niciodată că dacă nu le explică nimeni așa cum... Prețul lor poate să fie de 3 ori mai mare decât atât, sau de 3 ori mai mic decât atât, noi vom plăti tot cât... Funcție de cantitate. Tot cât ducem. Da? Deci, prețul lor e cum ăsta e prețul de... Ce mă vorbim aici, în așa. Traseu meu, domnule, să verifică, fiecare cu noi în pat, fiecare domnul. Am mai discutat, nu? Dar tot făcut ceva, nu? Păi nu știu, întrebăm primar, pe domnul viceprimar. Vorbim de ani de zile. Nu se face. Eu zic așa, urmează campanie. Din punctul meu de vedere, campania asta trebuie să fie. La orice adunare publică, chiar dacă au fost scuderare, tot nici v-am adus în discuție. Așa este. Domnul primar, la orice adunare spui am omul așa, noi am mai explicat, vinerea se colectează gunoiul, din partea primăriei, am și spus, nu? Cineva merge înainte, domnul vici, da, ai trimis sau ai fost? Am fost tot. Și care e? Păi și? Păi efectul se vede în calitatea scăzut? Am găsit, domnul Ovidiu, da. Vedem că discutați astea foarte frumos. Da. Când am recondiționat boxele astea verzi, din cum erau, pe cea de la pod a aruncat un pârâu. Cine oare? Oamenii spun... Copii. Spun de voi, de răutăți, nu? De care, oricine. Care voi? Oamenii spun de acolo că, domnule, ăștia care-ți vor răul. Eu nu iau așa. Noi vinerea mergem. Păi nu. Noi vorbim așa că intenția noastră care a fost? Să facem... Să colectăm mai multe deșeuri, da? Bun. Vinerea am fost, am găsit. Ce putem să facem? Omul spune, domnule, asta am bătrână, uite, am poze pe telefon cu rumeguș, cu astea. Și ce poți să-i fac omul? Ți l-am dat jos și l-am dat în curte. Cine înseamnă că nu mergem? Păi verificăm tomberonul la poartă. Dacă e greu, dacă e așa. Păi tocmai asta facem noi. Ce știți voi că nu facem? Păi nu, nu ne-ați văzut sau ce? Întrebam. Da, noi spunem că da. Înseamnă că ar trebui să scadă cantitatea. Și va scădea cantitatea. Bun, și atunci propunerea mea este prețul să rămână, rămâne prețul la fel, dacă scade cantitatea. Exact, cantitatea sigur va scădea. Noi acum nu aprobăm creștere taxe de salubrizare. Păi nu, dar o să vină, o să vină după ce aprobăm, o să vină și aia. Deja se merge cu mașina, nu mai se merge cu două la depozit. Asta e bine, înseamnă că începe să se simte. Înseamnă că nu e nevoie să mai... Asta e tot în timp să facem, nu? În timp, dar noi trebuie să insistăm cu toți. Dar dacă așa trebuie legal, eu nu pot să spun părerea, eu vă spun că nu o să mai fie cu noi care va... Doamne, eu nu vreau să dau numele o persoană care stă la oraș, o persoană cu care poți discuta, care plătește gunoiul corect, și când ne-am spus lucrurile astea, când se va reduce cantitatea, automat și prețul va scădea, cum adică? Eu dau atâția bani și pe ei îmi spui că trebuie să mi opresc gunoaile astea. Să nu-mi dau deci, da, așa, să nu dau gunoiul exact. Cât mai mult. Deci, și să mai vină domnul
Marcel, ca să nu dăm în politică, dar nu vreau. Păi dai politică. Când luăm noi o acțiune acum, se aruncă. Uitați, ăștia-s răi, lasă că venim noi și facem bine. Când o să vină și altcineva, o să fie tot la fel. Tot aceiași oameni care aruncă. Nu, 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 domnul Ovidiu. Pe asta se merge, pe asta se merge. Da? Eu vă zic că, domnule, când o să vină alții la conducere, nu o să fie minuni. Da? Ca să o dăm așa. Și când ați fost, n-ați făcut minuni. Ei, am văzut, am văzut. V-am bucurat că, practic, se va ajunge acolo unde am încercat eu să promovez, chiar și pe pagina comunicare, ba există, ba nu există, cineva a zis, păi și tu ce faci cu noi? Doamne, nu scoate în curte, dacă cineva a văzut și m-a filmat, să le arunc dună, de 20 de ani stau în comuna asta, nu scoate. Și v-am spus cum fac și am explicat ce acolo. Ieri am fost sunat că o persoană nu voia să ducă 7 metri la tomberonul mare, la bubela mare, gunoiul. Că ea, dacă îl plătești, ea vrea să vină mașina la poartă. Și mașina nu era relevant să intre la poartă, că nici nu este stabilit pe coordonarea GPS să intri mașina acolo. Și mă ținea la 40 de minute la telefon. Când eu aveam treabă și am spus, doamnă, vă trimit pe Facebook, că tot pe Facebook văd că faceți discuțiile, cum fac și alții, ce fac eu acum? Și i-am trimis pozele. A, da, 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 bine, bine, bine. Și era ora 16 după amiază, da? Nu era serviciu. Eram după serviciu. Pentru că am văzut și am stat și de vorbă cu oamenii și cu mașina. Iar șoferii sunt primii care ne fac și ne ajută pe o muncă. S-a dat telefon la domnul Uricaru. Vineri dimineață mașina va fi la 7:30 aici, poate să confirm și doamna Miuța. Și va pleca cu mașina din nou. Aștept și am spus în atâtea ședințe. Ei au probleme, ei au probleme de șoferi. Și am stabilit alte înțelegeri cu ei. Explicați asta mai târziu. Eu vă spun ce o să fie de acum. Deci vineri va fi mașină de gunoi, nu mai pleacă pe teren, fără cineva de la primărie, din cadrul primăriei. La 7:30? Nu. Plecau singuri. Păi nu, dar ei veneau la ora 6 la Rădoaia și eu nu... Da, un șofer care era constant pe traseu și care își dea traseu și... Facem ori suplimentare așa, nu? La 7:30 la primărie și de aici plecăm pe teren. Regilitățile astea mari a lor le iau în sistem GPS. Da. Da? Și spune că duce GPS-ul la locul recipientului. Aceeași poveste se întâmpla la Rădoaia, Piuliță, la Tănasă, nu se ducea, nu se ducea, am stat într-o dimineață, am explicat, s-o dus, dar ce mi-o spus copilul? Dom'le, am fost acum, dar am găsit recipientul în pădure, plin cu pământ. L-am tras cu mașina la locul lui, am luat ce-a fost de luat, l-am răsturnat, dar dacă se mai întâmplă să-l găsesc prin pământ, eu nu mai trag din pădurii și nu-ți iau pământul. Păi, domnul primar, ar trebui de cineva din partea primăriei, verificat în puberi, dacă nu respectă ceea ce spunem noi și pun acolo tot lucrul, să nu-i se ridice cu noi. Păi da, asta. Să rămână în fața porții, să nu mai făcut așa. Da, altfel nu înțelege. Cu rampele alea pe care să le amenajăm, acolo trebuie cameră pusă până să învață oamenii. Păi și asta contează, că a spus că le-au găsit... Sunt camerele astea care s-au pus și nu sunt nici astea încă. Păi atunci facem rampa undeva în raza camerei. Dacă ați găsit aia aruncat în râpă. Este asta de reciclare. Chiar noi și Orbeni, eu cred că dăm cel mai mare cantitate de reciclare. Dar noi suntem la urmă și cu aleseacă. Vorbeam acum... Nu e cântărire pentru barava. E o chestie. Trebuie să reglementăm și chestia asta. Deci noi acum am înțeles aspectele cu toții. Trebuie să lucrăm cu toții. Localități. Gunoiul nu se încarcă o mașină reciclabilă la parava, da? El vine, descarcă petrol. Asta se va discuta, da. Nu poate să spună cât ai dus tu, ce cantitate ai generat tu, că trebuie să-l primești și o spumă de bani. La țară, domnule, un om e gusul. Ar trebui să adunăm, am spus, măi, avem locațiile alea care ar trebui scoase din circuitul școlar, nu? Nu, trebuie să facem o lucrare de infecție, nu? Domnitoare, mă refer, plasma. Da, am încercat aici și mă lăsa de doamna doctor spunea că sună la DSP. Sunt diverse tipuri de vedoane, peturi... Peturi... Rămâne ulei și să le încețește. Rămâne vișin la vișinată și... Se poate găsi o modalitate, chiar dacă no, Vreau să discut povestea asta cu doamna director de la ADIS. Adică în momentul în care, nu știu, mâinii, poimii, când ajung la Bacău, vreau să pot discuția cu dumneavoastră și să încerc să iau un număr de sat și să încep cumva într-un sat. Într-un cartier, într-un sat, să o iau așa din poartă în poartă să le explic, să văd care ar fi posibilitatea conectării. Pentru că eu îi dau sacul omului, da? Și omul își spune, la o săptămână vii să-mi iei sacul cu pentru sau nu-l încar, pentru că nu știu cât ulei sau cât suc beau sau cât de pentru la pentru beau ca să umplu un sac de pentru. Și atunci implică o mașină care trebuie să meargă iarăși din poartă în poartă să se scoate sacul. Dacă omul scoate sacul în la poartă și o plecat la, nu știu, la tăi la vii de acolo, începe sezonul felul ăla. Sunt prejmuri noi în afara locațiilor
localității, un țar mai mare, un dar nu știu cum, știi? Sacele se depozită, dar a făcut un gard, da, un perimetru prezbunit. Păi, asta aș vrea să discut cu ei, la când timp mi-ar da mașină ca să vină să o încarce, sau mașina noastră să săptămâna să treacă să colecteze. Păi oricum cea mai bine. Așa poate mare în consumă cât nu ție să plinim. Da. Și da, discutând acum, ce e reciclabil? Nu e ceva cum e gunoi menajer să se miroase la cineva? Mai bine fi ăla te postez la tine acasă, mă. La două săptămâni poți să-și ajungi. Sau cu pietru sau cu colectezi ei. Stabilit un grafic. Colectezi ei. La două săptămâni, la o lună, la o lună, două primar, că dacă ai la grafic e stabilit. Că dacă vă uitați pe site, știm exact că vine mașina. Și atunci dăm sace la populații. Populația la o lună și așa depozitează acolo plată la o lună să avem stabilit spate la poartă, nu? Iar ce spuneați noastră că mai rămâne ulei, că rămâne vișinele din vișinată. Păi când facem educația asta a populației, spunem clar, petrolul ăla e clătit dacă e de vișine, ulei, dar păi în Germania spre frate, nu au spunga până noi spălat, și mai pui la plastic, da? Interesul oamenii petrolului stau bine. Învățăm și noi. Dar și noi suntem oameni. Pentru mine interesul era ca petrolul să fie plin cu apă. Să ai cantitate. Bun. Dacă mai sunt discuții pe marginea proiectului respectiv. Am zis în felul următor. Ai cuvântul, domnul. Să luăm niște saci de ăștia și la fiecare să le dăm saci. Luăm containerele, luăm și astea și fiecare om să-și pună... Păi da, asta am discutat. Nu, nu, nu. Să luăm pubelele astea de 100 de litri. Să luăm pubele. Nu, nu, astea sunt clar, au destinații clar. Dar de ce nu? Că altfel astea totdeauna să fie plini. Păi nu, vin saci, dar nu spun domnul primar. Da, saci, da. Păi atunci vine... Eu aș fi de acord cu noi. Eu aș fi de acord cu noi. Și gunoiul și tot. Vine și să-l puneți în pubelă și în containerul ăsta. Păi nu-i mai luăm de la poartă. O să vină dacă îl pune acolo și-l pune în sac. Bine, bine. Eu zic de alea mari. Eu zic de alea mari. Dar n-ai de unde să le iei. Le faci grămadă să fii... Dar trebuie bani, nu le iei. Păi zici și miliune, nu trebuie să le cumperi undeva. El vrea pubele de alea mari să pui la fiecare. Nu, nu de alea mari. Lua de alea, numai faci. Să se vezi atunci omul. Ai tot ce acolo. Omul, să vezi că unde mai pune. Când... Îi ții acasă. Îi pune acasă. Îi ții acasă și în ziua de colectare când s-a stabilit. Atunci îi scoate. Și atunci îi scoate afară. Pe asta am discutat. Pe asta vreau eu. Dar dacă îi ții ăstea în față acolo, vine omul și le aruncă. Bun, am înțeles. Domnul Ciubotare. Domnul Vici, referitor la pubelele astea mici, mai aveți un stoc la primărie? Pentru că mi s-au spus... Așteptăm 200. Nu, nu, că mi s-au spus de mulți. Înțeleg că nu au pubele și nu... Ce am mai întrebat cât erau prevăzute în contract să aducă și câte au adus, dar n-am primit răspuns. Deci o să le transmit, o să mai aducă și... Și au adunat contractul? Au adus pubele care trebuia să le aducă? Nu, din ce știu eu, era o problemă, nu le așa lor niște pubele date nouă, știu că domnul Vici a rezolvat-o... Am rezolvat-o, așteptăm pubele. Deci la înfățirea pubelelor, fiecare... Beneficiar de pubelul, au semnat un contract de comandă. Iar oamenii când ne-am dus să facem contracte și pe cele existente și pe cele noi, nu vreau voi să semneze. Și el a luat cu pubela, dacă vrea pubelă, dar nu a semnat și contractul. Păi dar trebuia să-i... Păi trebuia să ce? Nu-i dădeai pubela, până nu semna contractul. S-a făcut un exces de zi, că atunci s-a dus pubelul la Drăgușan, sau pe nu știu eu, cu căluța și-a zis ia pubela aia, pubela. În momentul când l-au vici, l-a luat omul pubela la primărie, s-a dus la Ginal, la... Dar noi ne-am înregistrat, le-am contorizat, pe el, exact. Și nu ieșea numărul de chipuri. Dar acum a ieșit și ne-am găsit. Bun. Se cauza asta o perioadă, am fost fără copil. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Atunci supun la vă proiectul de hotărâre. Cine este pentru? De cine este pentru? Nu am văzut. Obliști. Care e pentru? Nu vrea să votez cu domnul Ovidiu. Eu mă abțin. Și eu mă abțin. Dar ridicăm mâna. Nu mă abțin pentru că... Cine este pentru? Cine este pentru? Am mai ridicat de câte ori. Deci câte sunt? 7. Cine este împotrivă? Cine s-a abținit? Da, ăsta e. Bun, trece la... O
să crească chiar taxa de salubrizare și... Taxa oricum îi crește. Deci ați văzut, penalitatea guvernului pentru capitalele mari de gunoi. Pe toată țara sunt munți de gunoi. Haideți să trecem la următorul. Am discutat apoi, dar nu trecem la următorul. Domnul primar, hai cu următorul. Vrem civilizație, dar cum? Cu gunoi peste tot. Cu sănături și cu gunoi. Radio Televent, aprobarea execuției bugetului local de vedere și cheltuirea comunei Paraba și a bugetului de activități finanțate din venitul propriu aferent de anului 2019. Bugetul local Paraba, județul Bacău, având în vedere prevederile secțiunii 4, articolul 49 al 12 din legea 273 din 2006, analizând referatul de aprobare a primarului comunei Paraba, raportul doamnei contabil Rotariu Ioana din cadrul aparatului de specialitate din zborul primarului comunei Paraba, județul Bacău, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț și în temeiul prevederilor articolului 49 al 12 din legea numărul 273 din 2006 prin finanțele publice locale și al articolului 155 al 4 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propune. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuielile comunei Paraba și a bugetului de activități finanțate din venituri proprii la nivelul anului 2019, așa cum este prevăzut în anexa 1. Articolul 2. Anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 3. Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată de intenție prefectului județului Bacău, primarul comunei Paraba și compartimentul de specialitate. Aveți la parte în față, da? Total venituri 4.717,61. Prevede bugetare. Încasate 4.479,48. Din care secțiunile funcționale total 3.988,46, realizat 3.750,34. Din care impozite pe venit din transferul proprietăți prevăzut 2, realizat 2,02. Cote de parcare din impozitul pe venit prevăzut 169,00, realizat 169,25. Cote de parcare din impozitul pe venit pentru utilizarea bugetelor locale, prevăzut 380, realizat 379,79. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut 249, realizat 198,56. Impozit pe clădiri de la persoane fizice, prevăzut 48, realizat 47,61. Impozit pe clădiri de la persoane juridice, prevăzut 22, realizat 15,50. Impozit pe teren de la persoane fizice, prevăzut 87, realizat 76,83. Impozit pe teren de la persoane juridice, prevăzut 104, prevăzut 1, realizat 0,58. Impozit teren extravilan, prevăzut 104, realizat 83,70. Taxe extrajudiciare de timbru, taxe judiciare de timbru, prevăzut 0,0, realizat 3,20. Alte impozite și taxe pe proprietate, prevăzut 35, realizat 6,23. Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate comunii, prevăzut 189,50, realizat 141,27. Sume defalcate din TVA pentru druguri, 118,118. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, 2166,00, 2166,00. Taxe uteliere 0,000. Impozite mijloace de transport persoane fizice, prevăzut 80, realizat 60,10. Impozite mijloace de transport persoane juridice, prevăzut 55, realizat 36,78. Taxe autorizații funcționale, prevăzut 3, realizat 2,43. Alte taxe pentru utilizarea bunului, prevăzut 10, realizat 8,39. Alte impozite și taxe, prevăzut 0,0, realizat 1,71. Venituri din concesiuni, prevăzut 30, realizat 22,18. Alte venituri pe proprietate, 0,0. Venituri din prestări servicii, prevăzut 0,0, realizat 0,02. Taxe extrajudiciare de timbru, prevăzut 0,0, realizat 0,52. Venituri din amenzi, 50, prevăzut, realizat 51,48. Alte amenzi și penalități, 30, prevăzut, realizat 15,79. Taxe speciale, 244,70, realizat 235,86. Sume din finanțare anului precedenți, 0,000. Alte venituri, 0,000. Versământ din secțiunea funcționare pentru secțiunea dezvoltare, minus 120, minus 120. Subvenție de stat ajutoare pentru încălzirea locuinței, prevăzut 25, realizat 16,29. Donații și sponsorizări, 0,0. N-am avut donații în 2019? N-am avut donații în 2018? Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, prevăzut 10,26, cheltuit 10,26. Secțiunea dezvoltare total, 729,15, realizat 729,14. Venituri din valorificarea unor bunuri, 0,000.
Program PNDL 202,53-202,52. Bărsământe din secțiunea funcționare 120-120. Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preunii universitar 74-74. Sume alocate de bugetul APIR pentru susținerea proiectelor PNDL 2014-2020 82,96-82,96. TAD 249,66-249,66. Total cheltuieli. Prevăzut 5601,91. Cheltuit 5166,42. Din care funcțiunea, secțiunea funcționare total, prevăzut 3988,46, cheltuit 3642,21. Din care, autorități executive, prevăzut 1884, cheltuit 1729,43, cheltuielile de personal, 1428, cheltuit 1326,36. Bunuri și servicii, prevăzut 456, cheltuit 405,26. Sume recuperate din anii precedenți, minus 2,18. Transferul între instituții publice, centre de ocrotire sociale, prevăzut 29,70, cheltuit 18,70. Protecție civilă, prevăzut 127, cheltuit 92,07. Învățământ, prevăzut 209,50, cheltuit 170,25, din care cheltuit de personal 0,0, bonuri și servicii, prevăzut 180, cheltuit 150,78, tichete sociale, grădiniță și CES, prevăzut 19,50, cheltuit 9,48, burse, CECE, prevăzut CECE, cheltuit, sume recuperate la prezident 0,0. Cultură, recreere și religie, prevăzut 109, cheltuit 102,86, din care cheltuielul de personal prevăzut 58, cheltuit 52,99, bunuri și servicii prevăzut 21, cheltuit 19,89, transferuri prevăzut 30, cheltuit 29,99. Asistență socială, prevăzut 898,70, cheltuit 846,28, din care cheltuielul de personal 432, prevăzut 403,50, cheltuit. Cheltuielul materiale 1,20, prevăzut 1,11, cheltuit. Persoane cu handicap 465,73, prevăzut, cheltuit 441,91. Sunt recuperat din anii precedenți, minus 0,23, minus 0,23. Servicii și dezvoltare publică. Prevăzut 351,27, cheltuit 321,85, din care cheltuielul de personal, prevăzut 110, cheltuit 105,18. Bunuri și servicii, prevăzut 241,26, cheltuit 216,67. Protecția mediului, prevăzut 253,30, cheltuit 239,54. Transporturi, prevăzut 126, cheltuit 121,12. Secțiunea de dezvoltare total, prevăzut 1613,45, cheltuit 1524,22. Autorități executive, prevăzut 677, cheltuit 674,49. Ordine siguranță națională, prevăzut 30, cheltuit 29,60. Învățământ, prevăzut 414,45, cheltuit 397,75, din care ca activități fixe, active fixe, 308,53, prevăzut, cheltuit 303,34, Fondul Social European, 105,92, prevăzut, cheltuit 94,41, Cultură de creiere și religie, prevăzut 20, cheltuit 0,0. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, prevăzut 10, cheltuit 0,0. Protecția mediului, prevăzut 194, cheltuit 154,54. Transporturi, prevăzut 268, cheltuit 267,54. Excedent total, minus 884,30. Trebunul asupraului 685,95. Da. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Da. Cât era asta pe mine zi? Tot 12, da? Da, 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 da. 4. Transumul 4. Și acordăm cuvântul domnului primar la proiectul numărul 5, aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 3876 metri pătrați, situat în extravilanul comunei Parava, județul Bacău. Hai cu domnul, da? O să ne vorbim, președinte. Trecem deci referat, mergem direct pe proiect, da? Da, noi l-am avut, pot să ne explici așa mare. Noi știm deja. Știți,
Știți și nu știți ce trebuie să știți. Nu prea știu. Da. Câtva la murie. Știm ce am citit, dar un domn cetățean sau o doamnă cetățean al Comunei Orbeni, la legea 18 din 91, a solicitat la Comuna Parava validarea unei suprafețe de 72 de ari de teren. Din care 52 de ari de teren ar trebui să fie undeva în sectorul finalizat cadastru, adică Talaua 22, înseamnă lung cale ferată până la primul drum, pentru cine știe și interesează, și 1000 de metri undeva pe dealul Drăgușanului. 1000 de metri de vie, așa avea adeverința de la Registrul Agricol, așa este o validat, iar la emiterea titlului se emite titlul doar pe 2000 de metri terenul dealul Orbenului. După atâția ani, a venit și a întrebat de ce nu i s-a dat pământul, reclamații pe aici cu amenințări, parchet, poliție, instanțe de judecătorești, dai o leacă, hai să vedem ce s-a întâmplat. Găsesc validarea așa cu 72 de ani și titlul doar pe 2000. Și am început să fac ceva cercetări pe la oficiul de cadastru, de ce s-a întâmplat. Oficiul și ei și-au făcut treaba și-au găsit în activă o cerere a celei doamne care spune că era neștiutoare de carte, dar prin care au fost de acord cu suprafața de proprietate, deși validată și cu suprafața din muncă. Dar din listările făcute la momentul ăla și din verificările făcute de mine la întâlnirea sistemului ăsta de cadastru sistematic, am găsit în listare o suprafață de 2400 pe numele Țugui Maria. Care a fost intabulat ulterior pe Comuna Parava, neavând titlul de proprietate. Am înțeles că e vorba de una și aceeași persoană. Oamenii au insistat și au mers mai departe că vor să ia suprafața întreagă de teren. Am discutat cu oficiul de cadastru, am discutat cu instituția prefectului și spune chiar dacă te poți preleva de acea declarație a femeii din care ea spune că este de acord cu suprafața primită în titlu, ai avut validare și poți să-i dai diferența fără nicio problemă, atâta timp cât există teren în tarlaua respectivă sau în sectorul respectiv. Condiția punerii posesiei omului cu diferența din pământ, deci el rămâne cu titlul de proprietate așa cu 2000 pe dealul Drăgușani, cu 2400 ala din listarea inițială din unii s-au rezervat terenul inițial și acum diferența e cât ați văzut acolo, 3876. Așa, 3876. Îi dăm dintr-un alt imobil care la fel nu are titlul de proprietate pe el. Din la sfârșitul anului, de la jumătate de anul trecut, a apărut un normativ care prevede că aceste dezmembrări trebuie să treacă prin Consiliul Local. Deci eu aș fi văzut că mai mult ar fi fost treaba Comisiei Locale. Dar legea spune Consiliul Local, trece prin Consiliul Local. După dezmembrare, trebuie să-l chem din nou pe omul la mine și să-i facem referatul Comisiei și să ducem la modificarea titlului de proprietate sau completarea titlului de proprietate cu suprafața de 5.200 și vreo 4 metri, de culoare 1.964 de metri pătrați. Asta era explicația. Și avea o întrebare, domnul Ioan. Da. Terenul solicitat s-a aflut de vechi amplasament? Nu. Nu. Nu s-a aflut. Deci nu s-a aflut. E liber de sarcini. Și am făcut unde să faci dezmembrare. Nu faci dezmembrare de ce? Și am făcut dezmembrare prin un IP care e intabulat cu Comuna Parava. Rezerva. E rezervă. Păi, Oate Parava are sau nu are rezervă? Păi, are. Da, bun. Păi, dacă n-ar avea, deci a râs, acolo sunt vreo 3 imobile care nu au titlul de proprietate pe ele. Neavând titlul de proprietate... Trece în patrimoniu. Încă nu. Încă nu trece, dar e la dispoziția Comisiei. Da. Deci Comisia de poate... Da. De trebuie cuiva, o să mai avem cazul ăsta și pe la Teiuș, o doamnă... Are cererea validată cu, cu un hectar și 90 de ani, validată cu 91 nepus în posesie nici acum. Am finalizat sectorul de la carte și să vedem ce acolo unii găsim. Păi spuneai ceva de cadastru general? Da. O să vă spun, dar mă stăm da, asta. Cei care sunt validați și nu au fost pus în posesie și nu știu ce nu au fost pus în posesie până acum, avem ocazia să-i pun acolo unde găsim teren fără titlul de proprietate. Bun. Vrea cineva să mai ia cuvântul? Atunci o pun la vot. Cine este pentru?
Da, dacă spuneam de cadastru... La diversii... Cine vrea să ia cuvântul la diversii? Ce nu primul, ca să vă aduc niște... Cine mai vrea să ia cuvântul la diversii? Spune să vedem. Nu vrei. Nu vreți? Nu. Nu vrei tu, dar poate vrea altcineva. Vrea domnul Ciubodaru? Nu, nu. Deocamdată nu vedem dacă apar ceva acolo. Vis-a-vis de cadastru, ieri am fost chemat la o întâlnire cu doamna director de la Oficiul de Cadastru. Suntem selectați cumva dintre încă 13 comune din județul Bacău, în care se va face cadastru general, pe total, intravilan, extravilan, deci nu mai nevoie să mai mergem pe sectoare, să mai licităm cu diferiți autorizați, să le ducem la final, să nu le finalizăm. Sper ei ca undeva în luna aprilie să înceapă procedura de achiziție. Noi avem două contracte de finanțare cu ei, unul de finanțare 3, în care n-am făcut nimic până acum și nici știu dacă mai aveți ce să facem. Și unul de finanțare 6 semnat cu 300 înainte de a fi numiți sau, mă rog, enumerați în acele comune care se va face cadastrul sistematic, care nu vor intra în calcul. Pe finanțare 6 ar trebui să intrăm în proceduri de achiziție, să căutăm un autorizat, măcar în sector să putem face. Acele sectoare vor rămâne cumva nerealizate. De la agenții s-au transmis cumva un ordin către oficiu și au spus sunt semnate contracte de finanțare, poate chiar și de execuție pe ele, nu se pot realiza din anumite motive. La finalizarea acestui cadastru total, firma care a câștigat licitația pe UAT, pentru un alt adicional, va finanța și ceva. Am zis că agenția Comisia de Zi la București vrea să vină în teritoriu, să stea de vorbă cu primarii celor 13 UAT-uri. Vor să vină chiar să facă și o informare în teritoriu. Probabil că atunci când o să fie nevoie de informarea asta, am zis-o noi undeva până la sfârșitul lunii martie. Da, ordinul tot București, da? O să ne întâlnim într-una de zile, undeva în sala de ședință jos, să ne informez la NCPU ce înseamnă cadastrul general. Nu-i cazul pentru mine, și nu foarte bine, pentru beneficiarii de cadastru și cât de important este să ai carte funciară fără să fii nevoit să plătești autorizat să stai pe la oficiu cu zile la inspector să le avizezi și apoi să primești carte funciară. Stai acasă, muncește primarul și primarul cu, mă rog, cu personalul la cadastru, cu autorizatul, vii la primărie și ții extrase de carte funciară. Cum și acum avem multe extrase de carte funciară care bă, pe oameni nu interesează, nu vin să le deci, mă rog, îi văd eu când plătim impozitul, du-te și ridică-ți cadastru. Extrase de carte funciară din sectoare de finalizare. Dar va avea o mare importanță pentru că este mult mai ușor să vinzi după ce ai cartea funciară, este mult mai ușor să faci funcționarea. Și se va rezolva cumva și situațiile alea cu oamenii care au fost validați și nepuși în poziție până la ora actuală, cu unele litigi care au mai părut în unele cadare. Intră și pădurea, domn primar, are... Tot? Tot. Tot și la pădure, la pădure este mare, mare nevoie de... Acest cadastru, am un titlu, l-am rectificat, l-am trimis de două ori la Comisia Județeană, mi-l-am întors înapoi oficiul de cadastru. Ieri am avut discuții cu doamna Cot, față vis-a-vis de el, la Nimpu Melinte, dacă mai știi, eu fost pus în posesie cu vreo 16 ani de salcâm și 84 de da. În amestec de rășunase la privat de la Moraru. Omul vrea să-l vândă și-o găsă cumpărători, eu am fost făcut măsurători, s-o identifica că e tabla pe același scrisă prost, am făcut referat către comisii să rectifice, nu rectifică pentru că spune doamna Cotfa și dau dreptate, nu ai niciun titlu de proprietate în tablaua respectivă și pe acela respectivă și tu acum îi dai amplasament nou și amplasamentul nou conform deciziei Curții Constituționale ar trebui să te duci cu scoatere în domeniul public, în domeniul privat. Și spune, dar nu e așa, amplasamentul e acolo din 91. M-am dus cu protocolul. M-am dus la acolo și am scos protocolul. Protocolul ăla, când m-au predat. Am dus caietul de măsurători. Ți-asum tu lucrul ăsta. Mi-asum că știu că e așa. Dar mai să-i fac din nou adresă, să-i spun cu urtii. Alăturat, îți trimis și protocolul din predare pe mine de la direcția silvică, sau colul silvic către Comisia Parava. Cu listarea și amplasamentul de atunci. Și dacă îmi dai tu scris așa și dacă îmi dai și direcția silvică și garda forestieră, îți accept rectificarea, dacă nu.
îți lasă-o acolo și când faci sistematic, lasă-o așa, nu te mai chinui și când faci sistematic, atunci îi reglează pe toți. Dar omul vrea să vândă mâini până când s-a finalizat sistematicul, o să știi ce s-a întâmplat aici. După mai întrebeau din cetățeni cu pădurea, că nu-i mai vor să le mai marce. Aia iată discuție. Iată discuție. Iar dacă se face cadastru, da, e aceeași poveste. Știu, da. Îi ușurează în momentul în care se făcă cadastru. Deci când se făcă cadastru, e simplu. S-a dus la notare când suntem. Trei, da? Cum ne împărțim? Dacă a făcut cadastru, pasă o parte. Da, da, da. Dacă unul e decedat, doar da, asta e problema. Unul e plecat în spate, unul e așa, acolo e problema. Nouă, după cine a dat extrasele de carte funciară, ne trimite o adresă o CPU, să trimitem la camera notarilor, așa. Anexele 23-24 tuturor posesorilor de carte funciară în sectorul respectiv. Așa. Se pare că acel protocol între Agenția Națională de Cadastru și am zis, Organizația Notarilor au început să prindă, să prindă viață. Deci noi vom fi cumva arundați la un notar și când te-ai dus, te-ai dus cu extrasul de carte funciară, eu sunt cutare, da? Moștenitorul cutare. Eu cu fratele nu și cu soarele mea lângă mine. Ăștia suntem. Bun. Băi, ăștia sunteți. Ce aveți de gând? Păi să o renunț în favoarea unuia sau învățăm în trei? Și dacă nu sunt prezenți toți? Ei, vezi? E problema pentru că notarul primește anexa 23-24 la primărie. Înțeles. Da? Și el ține cont de anexa 23-24. Anexa 23-24 vezi de și toți. Și unul decedat, a rămas urmași. Urmașii îți plecați, nu știu când sunt. Acolo se complică lucrurile. Acolo se complică lucrurile. Dar cazurile simple, se rezolvă ușor. Dar se face o cartea funciară la pădure, se poate, nu? Cu cei de la oficiu, nu? Ca să faci covadic? Da. Da. Păi eu am lucrat la sfârșitul anului pe niște anexe trimise de Garda Forestieră și au trebuit să identificăm toți proprietarii de pădure de drept, adică proprietarii de pădure de drept pentru ei înseamnă cei care s-au dezbătut moștenirea, cei care au acte de vânzare cumpărare, adică aia care au carte funciară pe mâna lor. Da. Am discutat-o cu Garda ceva timp, am finalizat-o, am discutat-o cu Garda și la finalizare. Este venit un domn inginer de la Garda Forestieră, ceva la Bacău și chiar îmi place de el că cam mai cu cine lucra. Toți cei au primit fratele acasă? Nu știu, nu știu. Nu știu. Toți cei care au carte funciară au primit avertisment de la Garda Forestieră să meargă să-și încheie contractele cu Ocolul Silvic, iar ceilalți care nu au, Ocolul Silvic a preluat-o o parte în bază, dacă nu cumva chiar toată, o prea în bază. Noi, ca moștenitori, nu mai avem niciun drept decât dreptul de proprietate, dar niciun drept de folosință, dacă puteți spune, dar de folosința lemnului, că nu de folosința de lemnului. De igienizare avem. Fără drept de a tăia, de a da. Lasă ea. Dar o taie ei, domnul. Face igienizare. Igienizare o face proprietarul, că asta e trebuit să... Igienizare ei. Igienizare ce înseamnă? Dărâmături, lături, uscături. Păi bun, și testea cum aceea, ca să nu le aduci cu act de punere în valoare? Dar ce îl ia? Ia pădurarul? Cu 30 de scagun. Cu 30 de scagun. Deci că normal, în momentul când se face ce e. Ar fi bine. Vinerea trecută veneam de la Brașov, pe Oituz. Bun, probabil că e pădurile de stat acolo. Dar am văzut rupturi de arcul de murit în diametru de 80. De la furtună, da? Și la noi se poate întâmpla asta. Nu avem arcuri de murit, dar se poate întâmpla faci de 40-60 de diametru, că avem prin proprietăți. Cum l-am duce acasă dacă nu vine acolo și ți-l pune baloare? Și ți-a fi că am plecat ciocanului rotund de... Ieșim de la Ocolul Silvic. Facem o... Ne unim. Plătești impozit, plătești, dar vine voi și plătești. Impozitul plătești, că impozitul se impozit, n-am ce treabă. Nu mă folosesc de... Nu, mai doar. Ieșim de la fața Ocolul Silvic. Dacă nu mă pot folosi. Da. Nu-i clar. Bun. Avem o adresă de la Inspectoratul Școlar. La Inspectoratul Școlar funcționează un... Consiliu Consultativ. Și vezi, doamne, au ei nevoie de un reprezentant din cadrul primăriei și unul din cadrul Consiliului Local. Acum, noi trebuie să facem propuneri. Noastră propunere din cadrul Consiliului Local, din cadrul primăriei, trebuie să dau eu dispoziții. E posibil să facem parte din Consiliul Consultativ sau nu? Deci acolo se face o tragere la sorți. Că bănuiesc că dacă se aduce toate oatelul din județul Bacău, Consiliul ăla ar trebui să facă undeva la aparatul Parlamentului. Da. Vorba trebuie că la nivel de județ, nu?
Da. Atât s-a luat. Să strâng câțiva retragere. Nu, fiecare oate. Trebuie reprezentanți. Trebuie doi reprezentanți, da? Unul a primăriei și unul a consiliul local. De acolo să trag la soți. Vedeți-vă câte oate-uri sunt? Așa. Ori doi? Ori doi. Sunt 180, aproximativ. Dar plus cei care trebuie să facă parte din, nu știu, reprezentanța unităților de învățământ, a inspectoratului școlar, probabil că și a instituției prefectului, probabil că și a poziției. Ideea este că noi dăm un reprezentant și da. Încă unul. Am avertizat pe acel reprezentant pe care îl dați că să nu se supere în cazul în care da. Va face parte din Consiliul Consultativ. Păi dacă s-a spus de start, vor fi trageri la sorți și să supere. Eu propunerea o fac deja. Eu propun pe doamna de acolo. Da, Consiliul local. Din Consiliul local, cei doi care sunt membri din Consiliul de Administrație. Deci amândoi. Unul din ei. Unul din ei. Dar nu-i neapărat. Ba da. Nu, ba nu. Voi vă noi ne gândim și la ședința următoare. Nu, acum. Acum să vedem, dar nu-i neapărat de noi. Ce să mai gândim pe oameni? Domnule, dacă ei fac parte din Consiliul de Administrație, nu-i păcat să fie reprezentat. Au, asta e un lucru. Și așa cum va fi. Asta e un lucru pentru ei și da. Pentru noi, că am trimis pe cineva care deja știe starea școlilor din comună. Și așa nu vor fi. Asta e altceva. Dar nu cred că cerința ar fi. Adică nu se știe, da? Pe cine propuneți? Domnul Ciobotaru. Domnul Ciobotaru. Propuneți domnul Ciobotaru. Tot a fost invitat. Hai, domnul Soare propune pe domnul Ciobotaru, da. Eu pe domnul Tomozi. Bun, la noi supun la voce, îi vedem domnul Ciubotaru. Colectiv s-o trebuit. Nu-mi dat din importul. Da, domnul Ciubotaru, ne ia de la vacanță. Bun, cine vrea să mai ia cuvântul la... Tot eu, tot eu. Vrei să monopolizezi ce vreți atunci? S-au votat toată lumea pe domnul Ciubotaru. Am zis, da, da, da. Vreau să-și lumea las în pace, domnul primar. Știți că în fiecare an se face raportul de evaluare a funcționarilor da. Publici. Îl fac eu, a doamnei secretar, eu și cu cine? Și cu doi reprezentanți acolo și local. Vă reprezentați acolo. Doi reprezentanți care o să facem evaluarea doamnei secretar. Domnul Bucă? Ovidiu? Domnul Pișcu. Nu. Comisia juridică, vă rog frumos. Lăsați. Deci avem un reprezentant de la Comisia Buget și un reprezentant de la Comisia Juridică. Așa mi se pare normal, domnul Tilivaș. Nu mai Comisia Juridică. Sau? Nu mai Comisia Juridică. Deci nu avem de la Buget. Comisia Juridică, am un doi de la Buget. Pur să nu. E plecă. Lasă și Buget. Da? Să nu fii supărat. Dar nu te-ai supărat. Acolo cu bugetul, cu doamna secretară, mai... Da. Nu vedeam da. Unde vreau să spui. Comisia juridică. Hai, hai. Eu nu la comentarii. Tu cu cine ești? Pe cine care vă uitați? Eu plecat acum. Trebuie să mai... Trebuie să mai... Domnul Marea și domnul Tiribaș. Domnul Tiribaș. Ei, amul doi sunt la Comisia juridică, se fac toate. Procurori. Dacă tot sunt Comisia juridică, își facă treaba domnul, nu? Să nu vă luați bani degeaba. Domnul Bucă. E de băut. Deci, mă scuzați, domnul primar, domnul, rămâne domnul Manea și cu domnul Tilipaș, da? Da, da, da. Mulțumesc. Atât doi, să face din nou o politică la nivel de județ la ADIP, ca toate aceste sisteme de alimentare să fie operate de către CRAB. Bun, politica nu e una abuzivă sau... cazul nostru. Noi operăm încă cât se mai poate fără acea licență de operare. Ei știu că noi suntem cu bani... alimentari. Nu, alimentari. Alimentari. Pe lângă lege. Pe lângă lege. Da? Că operăm așa fără licență și ne-au făcut din nou două adrese când să vină o comisie să reluăm discuțiile, negocierile cu preluarea către CRAB. La o adresă nu le-am dat curs, deci n-am răspuns. Am zis că cât mai sunt și cât mai pot să o duc în spate, o duc așa. Cam cât? Nu știu. Părinte. La a doua, le-am dat curs. N-am avut să o mai dau, adică aș părea neserios. Deci eu am o colaborare bună cu unii reprezentanți din CRAB, chiar funcționat din CRAB, cu conducerea CRAB-ului. Le-am spus că să vină
noi aștept din nou comisie să vadă din nou instalația, să vadă... Că mai fost. Ce-o făcut. Da, mai fost atunci. Da, da, să vină să vadă pe ce-i făcut și nou. Nu știu, parcă aș preda-o dintr-un punct de vedere, aș preda-o dintr-un punct de vedere, n-aș preda-o. Da-i la tine și poate da, cum? Tine și poate preda la cramă. Poate cum preda tot. Aia e cel mai simplu. Te iuși nici n-ai nicio să lua tot secunda unul. Da. Aia vom instalați, nu, păi tot domeniul public. Stai un pic, predai numai apa? Sau și apa și canalizarea? Păi tot. Eu zic că e bine să o predăm. Ce mai bine să faci? Șapa și patrinistă, la cravă, din bani. Eu mă gândesc la tot... Păi la domn primar, 50% pune din bugetul local la apă. Da. Pentru că nu acoperim din casă. Am cerut o situație, apropo de asta, scuze, mă, prin domnul Vicei. O să văd. Bun. Lăsați pe avionii și pe unul la spune. Păi te lăsăm. Eu mă tot gândesc așa la faptul că, am zis, o jumătate de mine ar predau, o jumătate de mine ar mai țin. Deci jumătate de mine care ar predau, ne-a spălat de mâini și pentru cine va fi aici primar, viceprimar, și-o cam luat grija. Nu mai are decât grija să suni la clap, să crăpa țeava, să spartă pometul la nu știu cine, curge la nu știu cine, du-te repede Florin, du-te la Rădoaie, du-te la Schimbă, la Dioza, mă rog, când sunt probleme, ți-o aș pompa acum și mai mult. Dacă îmi predăm, mă iertați în prima. Mai rămân angajații? Nu, păi, îi prea, prea cu tot angajați, dacă îi prea. Până, deci noi să-i mai ai tu un suport de la... Nu mai avem serviciul la sistem. Așa, așa? Mă, tem și la altă variantă, pentru că eu discut și cu primarii care au predat aceste instalate de la început. Eu să preia. Încasarea o să fie tot la noi. Ca și la bunui. Ca și la bunui. Și atunci, iar e o mare problemă. Taxa o să mai rămână 3 lei? Nu. Nu, așa nu o să mai rămână. Dar și așa, nici așa nu prea... Nici așa nu prea așa. Că normal, dacă nu o predai lor, ar trebui să faci o societate în cadrul primării cu apă, cu ei, prin care unii să funcționeze sistemul ăsta de alimentare cu apă și canal, nu? Da, societate comercială în subordinea Consiliului Local cu licență de operare. Exact. Aș bani licența, nu e așa de obținut. Și atunci nu-i mai bine să o predai, cum obții licența? Ia aștept joi la această întâlnire. Și o să și canalizare, că acolo. Și vedea problema celor două conducte de aducțiune din Drăgușani, din dealul Drăgușani către Drăgușani și către Parava, care sunt duse pe domeniul privat și nici nu știm exact pe terenul cui. Eu nici nu știu exact traseul. Din punct de vedere a documentelor juridice, s-ar fi simplificat o leacă lucrurile, deci nu că ar trebui acum să te duci să-l expropiezi pe om, să-l obligi să-ți facă contract de vânzare, cumpărare, ca să fie... Să faci cu el, înțelege. Da. Se poate face o minută, în caz de avarie, intru în timpul culturii, îți am stricat cultura pe o anumită suprafață, așa, te despăduresc. Da, v-am zis, jumătate de mine a dau, jumătate de mine ar mai ține. Am lucrul la CRAB, prețurile pentru apă, apă uzată, sunt cumva în aproape de final. Aștept o întâlnire cu cei de la MRSC, aș vrea să mai mă consult și cu ei. Încerc să țin prețurile cât mai jos. În momentul când o să meargă spaurile toate și stația de depurare, văd că din ce în ce se umpli mai des. Tot de la ei am avut rugămintea, pentru că furnizorul de stație nu mai funcționează, nu mai găsesc pe nicăieri. Furnizorul de stație care preda stația lui Longan, aveam cândva contacte cu ei, acum văd că nu îi găsesc pe nicăieri, nu mai au sediu, s-or fi desființat, s-or fi reorganizat. S-au dezolvat. Dar aștept un specialist de la CRAS, specialistul lor pe stații de depurare, când văd județul Bacău, unde operează ei, acest domn se duce și pornește stațiile, le oprește stațiile, el e coordonatorul stațiilor de depurare din județ, cele care sunt în subordinea CRAS. Să-l văd mâine, dacă poate să ajungă, dacă nu poate vine joi odată cu comisia, să încercăm cumva să ne obișnim cu stația, să încercăm să o pornim, și-ar merge totuși pe principiul ăla meu că, nu știu, am putea să o pornim o dată, o zi pe săptămână, să nu mai fim nevoiți de vitanjă. Acum, nu știu care ar fi prețul mai convenabil, la vitanjă sau la stație.
Bun, la instanții, la stații ce ar implica? S-o poți dat pe săptămână, ce costă? Prins de energie. Bun, dacă pe săptămână, cât v-ați scoți motoarele alea? Da, de bă... Problema e că motorul nu-ți consumă, că doar funcționează o zi pe săptămână, câteva oare, cât are motorul ăla, 7 kW. Toți mi-au spus... Problema e cum e cu bacterele sau cu... Ei, bacterii care, clar, moarte, îți dai bacterii tot timpul. Deci acolo da. E chestia. Și spun, trebuie să ai debit permanent. Trebuie să ai debit permanent. Debitul zău ai mărișor, pentru că deversează școala și grădinița. Dar spre seară, pe noapte, debitul scade... de multe ori spre zi. Pe cât sunt la canalizare? Sunt, dar nu folosesc. Sunt, dar nu folosesc. Sunt toate casele la noi din Gura Părării care... Nici nu sunt. Ele sunt raportate. Sunt, sunt. Dar nu folosesc. Vreau să întreb ceva referitor la canalizare. Deci mulți dintre abonați mi-au spus că, tolici, că vine un miros groaznic, cred tu, din canal spre... barii, deci... Păi, dar trebuie să aibă el în casă, trebuie să aibă sifonul ăla cu aia lui, problema lui aia. Are și sifonul, îi vii bani cu căperii. Nu, nu, nu. Nu există așa ceva. Bar există. Bar există. Vă spun eu că cine a făcut instalația în casă, nu i-a făcut-o cu prea, și există. Nu, dar nu că e din cauza canalizării. Din cauza canalizării. Ce avem din cauza canalizării, dacă a spus Geni Ghigea, e să leacă are dreptate, pentru că ne-am trezit cu... conectorul la Teiuș înfundat, acum, pe timp de iarnă, am trecut cu Florin Andreea și am scris acul din cămin, l-am desfundat și când a venit tot de acolo în căminul lui, o refulat și o dat afară. Până când am pornit noi stația, că și stația de spau de la Sâmsul... Da, dar și acolo s-a întâmplat ceva, că nu știu, proditorul s-a niștat de acolo, da. Înfund săptămânal instalația cu Pampers. Și și cât până ne-am dus noi și la urmă stație, eu sunt... Poate să-i plece din baie pe împărți, să duce și-i bagă în cămin ceva. Bagă în cămin. Eu ce sunt tari, decât de-i bagă în cămin. Bagă în cămin. Ce se poate în cămin? În cămin, doamne, deci. În oricare cămin. Du-te tu la stație. Du-te la spaul, te uși te-și găsești acolo. Vă zi de atunci. La spaul, te uși te-și găsești acolo. Stația. S-au găsit acolo, să nu duce cineva. Exact. Nu am ferește ce găsește. Deci cineva e aruncă, domnule. Deci gândești cu popa să-ți poți... Lângerie intimă, bețișoare, bețișoare. Da. Deci când bagă pompa, găsești sorbul imediat în câteva... Fundat. Șansul înfundat sorbul, deci bețișoare înfundă sorbul. Of, civilizația asta, frate. Avem conducții, dar avem civilizații. Zâte, dar avem conducții. S-au zis capacele, că dacă capacele nu s-a așteptat, nu s-a așteptat. Camerele! Dar nu au fost aduse de o primară. Nu au fost aduse camerele... Domnului Soare. Da, domnul. Ți-am luat primarul ca să dea date mai exacte decât mine, că nu au fost aduse și comandate, dar să vii să apară. Asta e țara. Bine, primarul. Unii se duce mașina la Deamnă sau tăie în creciul acolo. Cu cupa alea când făcut, să duce mașina acolo. Să duce mașina acolo cu plăcuțul. La Necugea, unde se duce mașina și cupa. A stăiat acolo. De pare ea, loc de cupa. Și-o leagă din loc, ca să aibă să-l luptoare. Să dăm mâini, vreau să spun ceva. Asta e în vedere. La Drăgușa Neves rezervă de piatră, de balast. Am văzut pe ulița aia la doamna Maiera Țipordei, noroi. Am mai văzut și pe ulița la Baciu, acolo. Da, toate, iese cu tractorul, iar la domnul Marcel. Da, da, o să pui la infinit. Mai pune, să mai ai spus că nu veni. Acum ne-ai nominalizat. Comisia aia și tot ne-ai primit chemat. Păi comisia e pentru 4 mașini. Și eu nu trebuie date mai concrete, că știu că am vorbit, că ar trebui să aducă plurile. Cred că nu mai vedem nimic. Am vorbit cu reprezentanții de la Group Solution, au spus că ei au făcut comanda către furnizorul din România, care le oferă lor camerele alea. Furnizorul a făcut comandă în străinătate, bănuiesc că tot de pe în China, de pe unde vin, eu știu. Și acum din cauza virusului nu poți să aducă. E posibil să... Da, nu, din ce am înțeles, ei așteptau să ajungă maxim 2 săptămâni, dar... Săptămâna trecută am vorbit. E un an. Știu, eu nici nu vreau să vorbim, nici nu vreau să audim. Păi nu, dacă tot vedem că nu-s serios, ar trebui acționat în judecată. Ia, am avertizat cu tot felul de vertii. Am discutat de aceea. Am făcut în acest sens. Trebuie acționat în instanță, normal, după cum discutați mai aici.
Păi, așa am spus eu, am fost cuvântul meu. Dar atunci s-a întâmplat ceva, au venit, au făcut ceva și... Până, am explicat domnul Marius atunci. În momentul când s-a făcut sesizarea, adică vreau să le fac, unde făcuse ultima notificare, urma să meargă în instanță, au venit cu o cameră de probă. Așa. Asta de la intrare. Așa, aici care am văzut-o, am ținut-o cam o lună de zile în teste, să vedem cum merge. Este ok, merge bine. Le-am dat acordul să le aducă și pe celelalte două. Și acum au rămas să le aducă și pe celelalte două. În două săptămâni, trei, vin cu el. Asta e soluția. Da, am încetat pasul cu instanța, acțiunea. Asta era ideea. Îi așteptăm să le aducă, n-aș, pe restul, ca să fie ok sistemul. Alte probleme? Alte probleme. Doamna director, îmi face un referat de la școală și îmi spune așa, că urmarea raportului de evaluare și tratarea riscurilor la securitatea fizică a preșcolarilor, elevilor și angajaților unității de învățământ, vă solicitez sprijin pentru asigurarea siguranței acestora în cadrul CPN Parava, Școala Gimnazială Rădoaie și Școala Gimnazială Parava. Da, doamna director, tot timpul vine și mi solicită fonduri. Bun. Nu cred că face rău. Dar și noi putem să dăm în limita legală și în limita disponibilităților. Aici este pe funcționari. Și am zis eu să... Cea mai bine bugetul ăsta de funcționare a școlii, cu cazul anul trecut, a rămas cu foarte mulți bani. 200 de milioane. Cu banii aia, putea să-și ia niște camerele astea de... Exact. Sau un interfon. Am înțeles că totuși sunt niște discuții prin școală cu domnul contabil. N-ar achita unele facturi sau n-ar fi de acord cu unele plăți, pentru că... Nu știu dacă nici acum nu știu care sunt cheltuielile de capital și care sunt cheltuielile de funcționari. Ce se mijloace fixe. Nici noi n-am văzut exact ce au ei acolo. Am văzut bugetul învățământului, dar nu aveam tot bugetul să știm ce au ei pentru ce folosesc. Întreg bugetul la învățământ. Da. Care l-am aprobat noi. Nu, domnul primar spune pentru, din bugetul de anul trecut. Bugetul de anul trecut? Da. Nu, să nu le rămână și problemele astea. Nu le mai rămână și la... Deci, pe casă să rămână, așa nu trebuie să rămân. Anul trecut și cu 2 ani le-au rămas. Așa că să nu vrei să cer plăți să n-ai bani. Păi da, da. O susținea că nu-i putea cheltui. Cum să nu-i poate? Cum? Punea pe alt capitol. Chiar putea. Domnul primar, se putea cheltui sau nu? Dacă era din timp. Dacă nu-i putea cheltui să fie bani dintr-un capitol și așa, făcea rectificare. Venea cu un referat și noi puteam eu rectifica prin dispoziția mea, veneam cu o hotărâre de consiliu și rectificam. Deci se putea. Nu, nu, pentru că sunt discuțiile în școala asta, că nu s-a putut, că nu știu ce. Adică nu... Dar se putea, nu? Da, se putea. Eu cred că acolo responsabilitatea nu prea funcționează. Dar asta e problema lor. Și domnii din Consiliul de Administrație. Da, am înțeles. Am înțeles. Să-i zicem... Nu, domnule, astăzi mustrare, la prima afacere, când vă faceți treaba, vedem afacere. Vine poliția. Foarte bine. Și la mine vin referate din partea domnului Vici, din partea băieților de la APU, știi, trebuie. Bun, da, trebuie. Măsura... La măsura omului simțul atât și a bugetului. Aici mergem la la contabil. Putem să luăm? Avem prevăzut sau nu? Sau să spunem din timp, domnul primar, să notează și în momentul în care noi avem aici... Apar că dinominate. Dar ați avut discuții în Consiliul de Administrație? Apar că suntem reglătare cu apă. Ce spuneți? Sunt discuții care fost pentru anul următor. Deci în Consiliul de Administrație, să știe. Timpul și domnul Vici, ești în Consiliul de Administrație. Vreau de un pop. Ați avut discuții să scupeagă banii. Trebuie să implici. Doamna, s-a redus consumul de lemne și consumul de carburant, că nu mai fac naveta și ea... Trebuie să intru eu peste camera ei sau... Nu, doamnă, vorbești la contabilitate și vezi ce bani. Doamnă, vezi că ai niște bani acolo, ce faci? Nu, dar nu știu unde bani. Nu, să-i ajungă. Și dacă are și nu se descurcă, ce să-ți faci? Doamn primar, dar contabilul trebuie să te repizezi. Eu fac că de ce probleme. Poate contabilul meu și mă ducea pe nu-ți vorbea cu ei. Spuneați cu contabilul. Și să rezolvă. Era o legătură între ei. Să rezolvă problema. Noi la trimestru, la trimestru nu discutăm cu contabilul. Sau chiar și în timpul trimestru. Cum stăm cu banii acolo? N-a spus că nu. Ce mai avem? Ce mai putea să știu?
Domn primar, dacă mai cărăm teatră sau alte, haide să aducem concasată, să nu mai aducem teatră de asta. Mă, dar domnul primar! Anul ăsta se aduce că e campanie. Concasată. Eu știu că se aduce. Ați băgat bugete. Dar vorbim serios. Bugete este, da? Păi, s-o băgat bugete. Păi, este campanie electorală să aduce anul ăsta, ce nu înțelegi, gata? Am înțeles, dar... Vor fi toate uriți. Vor fi toate uriți. Trebuie să au dreptul oamenii. Să umbli măcar, dacă nu putem așa. Haideți să luăm și niște tuburi. Dar am băgat 3-4 tuburi din astea, domnul primar. Sunt oameni care nu plătesc la apă și ne certăm. E o problemă. Nu e acum la ulița mea. Când o fi să facem, când o fi să facă, discutăm. Facem cum am spus anul trecut când n-ați spus. Facem un necesar întâi. Pe toate proiecte și să respecte. Nu trebuie să ducă nici vicii primar, nici primar, nici consiliere. Trebuie să-și facă ăștia. Cel mai bine. Ulița asta trebuie făcută. Așa, ăsta la primărie. Și nici mai întâi discuții. Cel mai bine așa. Ce-o face? Mă rog, la buget din cursul anului trecut, spre sfârșitul anului, din octombrie, așa, când am început discuțiile, ce proiecte vizam, da? Și am spus eu că era sursă de finanțare atunci când s-a dat drumul la gaze pe FDI și se duse drumul la drumul și canalizare, da? Ei, și mă gândeam la, după canalizare, să urmează modernizarea drumului. Și am cerut bani atunci, tot timpul, dați bani de SP-ul, dați bani de avize, ca să pot să... Ne-am rămas cumva cu discuția și avem... Ne-am ajutat la paravața bani a drumului. Da, dar am... Era vizierul, nu era cu... Se poate face pentru un SF-ul, pentru toate ulițele? Ba da, la sursa de finanțare. Păi ai bani la drumul. Și bani. Păi îți dai bani pe SF-ul, o să-i dai pe ăla. Ce faci și le-ai făcut? Și stai cu SF-ul în dulat. Și stai cu SF-ul în dulat. Finanțare, nu trebuie să ai SF-ul, că dacă apare o finanțare. Păi dacă apare finanțarea, faci mai repede. Cum e, pe BNDV nu știi. SF-ul știi anexa 5. Dar bun, trebuie să ai niște colegi convenii. Pe urmă, trebuie să ai bani. Trebuie să ai bani. Ca să justifici, nu? Da? Eu îmi populație, semnesc contractul pe... Nu, nu mi-e populație. Dacă nu știți ceva, domnul consilier, până luna martie, aș vrea să vă dau eu formular de declarație de averi și interese și vreau să mi-i înțeleg. Da, le completăm. Și la poartă de activitate. Asta știți. Le știți. Da, și asta. E bine că ne-ați amintit, oricum, ne gândeam. Păi ne-a venit, ați, ai, am, ai, ai, da, ok, de la venit și vă dau tot, dar la sfârșit, da? La sfârșit, da? Bun, dacă mai vrea cineva să ia cuvântul. Dacă nu, declarăm cerița închisă. Bravo! 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 Bravo!